farming simulator, yeah. Îmi place mult viața la fermă, sunt tas la recolte, am flermă. Din zori ies pe câmp cu tractoarele, muncesc până când cade soarele. Recolta de grâu mă hrănește, îmi place ce repede crește. Îmi place să rup iar tiparele, uite mi-au venit ajutoarele. Merg la brutărie, scot pâinea, fac banii, la cofetărie prăjituri, sarfanii. Fetele mă întreabă dacă-s dulces hanii, le invit să guste și sucul de struguri de asfani. Ies pe câmp și fac treaba rapid, max banii. Când mă sui pe tractor mă simt ca pe Titanic. Nu mă cheamă Jack și n-am accent britanic, dar am cea mai tare fermă și produc organic. Muncesc chiar n-am muncit și vara, muncesc toamna și primăvara. Pe toate le face băiatul, și aratul și semănatul. Recoltele mele sunt pline, produc și ulei de măsline. La mine pe când sunt director, îmi place Farming Simulator. Uite cum crește frate recolta, s-a făcut porumbul, greu, mix, acop și bolta. Nu știi cât de mult îmi place cum miroase fânul, la cositul ierbii se știe cine-i jupânul. Uneori dau greș, de multe ori iese din prima, când ies cu tractorul ca uraganul Katrina. Îmi place cum se ridică praf în urma roții, când iese băiatul se cutremură paloții. Cu recolta mea sunt protector, sunt director și sunt inspector. Ce tare se bucură caii când le dau o văz în Farming Simulator. Îmi place mult viața la fermă, dorm noaptea mai bine pe pernă. Îmi place că-s liber și-mi dă un răgaz, evadez dintr-o lume modernă. Merg la brutărie, scot pâinea, fac banii, la cofetărie prăjituri, sarfanii. Fetele mă întreabă dacă-s dulces hanile, invit să guste și... Ia să o domnule pe pauză că e mai bine așa și să zicem și noi salutare, salutare la toate lumili, toate lumili. Începem până am scuzat ca de fiecare dată cu fața asta de plus că apar în fața voastră, mai ales că sunt după o oră de somn și nu două, ci una. Raul Cristian, te pop, ticule, Florin, ola maestre, ola, ola, Marius Dulgheru, Ioruz Gliga, Marius Mihai Samuil, acolo, Georgiana Vlăjincă, Ionel Ignat, George Ioan Vasile Nan, Ion Iacob, Andrei Alexandru, Alexandru Andrei Micluță, Alin Iulian Nicolae, Robert Constantin Stanciu, vă pup, băieți, Marius Cădulgheru, te pop, ticule, Vasile Ivașcu, bună seara, bună seara, ola, 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 ola. Vai, mam, mămicule, doamne. Hai să trecem și noi la noi pe live-ul nostru. Cosmin Daniel Cratovil, seara bună, patrule, seara bună, băieți, bine ați venit. Salut, Cristian Gabriel Preda, ola, ola. Am intrat pe joc, dar nu știu ce, cum și în ce fel. E bela. Ce faceți voi weekendul ăsta, Sergiu Valentin, FS19, da. Robin Constantin, Body Gaming, salut, salut, băieți. Mă. Am venit de la muncă după o zi mirobolantă. Și am zis, mă pun și-o puțin în pat. La genul mă pun în pat puțin trântit, cât să... Nu știu ce cât să, dar cât să, să mă odihnesc și-o puțin, joci cu volanda. Și m-am odihnit. M-am odihnit, m-am luat toți draci. Bă, hai să ne uităm pe aici să vedem ce avem. Asta era direct pe creștere, avem 6-8. Mam, care... Nu știu ce avem pe ele, dar avem grâu. Destul de rezonabil, pe care avem două terenuri și noi de recoltat. După care, să vedem ce mai avem pe aici. Ia să vedem. Asta e ce că e arat. Că l-am arat noi. Înseamnă că nu apare nimic, că va trebui să-l însămânțăm. Bang, 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 bang. Hai să vedem să luăm și cu animăluțele. Ne trebuie iarbă. Și din nou aceeași problemă cu iarbă. Când faci un live cu FS9 și spre că mie nu merge volanul și vreau să văd la tine. E același principiu ca și la Farming Simulator 22. Așa. Rație totală mixă a trebuit să băgăm pe aici pe la astea. De la pășunea cu vaci. M-ar interesa să duc și niște apă pe aici. Astea au, astea sunt pe roșu și astea va trebui să le punem mâncare. Treaba avem. Savule, salutare, ticule, salutare. Care-i templicățimul? Dă mesaj. Marusică Gemboșev, ia să vedem ce face. Moară viața mea, ce poze îmi trimite mie Marusică Gemboșev. Numai la talere, numai la grătare, numai la dalea. David Brașoveanu, salut, salut. Marusică, mă disper, Marusică. Păi băiete, bă, m-a disperat. Mie îți fac 90, salut, salut. Ce să fac eu, David Brașoveanu? Uite, mă chinui și eu să încep un live și nu știu de unde să-l încep. Bun, hai să ne luăm și noi o coteață de tractor. Când, să zic,
coteață, cum zic cine știe ce în sensul că ar fi coteața asta. Că dacă l-aș avea pe ăsta în momentul de față în curte, fai de cap, mă. La cum arată așa recondiționat, ar fi bombă. Să legăm și noi una bucată remorcă după noi. Știi ceva, cred că le legăm pe amândouă. Venim, lăsăm una aici și una în partea cealaltă. Salut, Lucian Chiraru, te copilul. Întrebare, există mod de tractor 445 Chenilat? Nu știu cum zic. Dar își răspunde cu mare plăcere, dar nu știu. Salut, Lucian Chiraru, te copilul. Nu știu, și decât să răspund să zic da, există și el să nu existe. Cum conectez volanul, că la mine nu merge. Conectez până... Trebuie să ai driver la el, ai driver la el, G-hub-ul ăla. Și de ce am făcut eu stânga iar, că iar mă duc la balamul. N-are nimic, că de-abia ne mai obișnuim puțin cu tractorul, lăsăm așa la relantiu, mergem pe partea cealaltă. Bun, dacă ai Logitech G-hub, da? Bun, și îți vede volanul și e totul ok, intri în joc, în interfața acolo, te duci la setter, da? La un moment dat o să ai o porțiune unde scrie gamepad. Deci la gamepad și acolo îți faci toate treburile și spui volanul. Tot ce e cu 14% dai la 0, da? Tot ce e cu 100% îl lași așa. Tracer Sierra? Ce volan e Tracer Sierra? Abia m-am trezit din somn și îmi dă cu virgulă 3 sărsieri asta. Cum aș putea să fac rost de Discordul lui Sheriff Robert? Nu mă întrebați pe mine. Eu nu mai am Discordul lui Sheriff Robert. Îl găsiți la el pe moduri, pe toate alea, dar nu la mine. Sau întrebați-l pe Barbă Neagră. El îl promovează acum, îl ridică în sus. Nu pe mine. Bună seara, popare, muste pup, Ștefan Ionaș cu salut, Cornele, salut. Salut, micu Ion. Ăla de are în mijloc o chestie ca și cum ar fi prinsă în șuruburi. Toate au în mijloc ca și cum ar fi prinsă în șuruburi. Ideea e că nu știu tipul de volan, dacă nu ți-l vede, înseamnă că nu ți-l vede. Că nu e, ce, e ceva ce nu are cum trebuie pe acolo, dar în rest, nu. Ce să zic. De acolo ar trebui să ți-l vadă, da? Să fie ăla de gamepad activ, să-ți vadă volanul să-l selectezi, pe urmă ar trebui să arde. Am și eu UTV-ul ăsta, deja știu că el foarte bine. Și am zis că nu l-aveți sau că e privat, dar am zis că le-a pus publice. Majoritatea UTV-urile le găsiți publice pe King Mods. Așa că... Nu înțeleg de ce a fost chestia asta. Am și eu UTV-ul de care joci cu el. Atâta timp cât e public. Cum se numește harta? Scrie semnul scamuri map. Să tâp un cale. În toate fetele cochete. Aoleu. Bun. Hai să vedem și ce băgăm, pe unde băgăm, cum băgăm. Că fac aici și eu partea asta să scot boscheția, n-am mai făcut nimic. Alberto 12, salut Patraulea, salut, ce sfapte că le-ai după o zi de muncă. Iată ca să vedeți voi câtă răbdare am putut eu să am astăzi. Ne-am dus la muncă foarte bine și frumos, având în vedere că am lăsat vineri. Am lăsat undeva well-ul la 151.000 și wave-able vreo 80 și ceva de mii. Da? Și am ajuns azi dimineața la muncă și a zis, zice, well-ul este 51.000 și wave-able 22.000, pacul, cei care sunteți la pac să rămâneți în spate pentru că dacă vreți să plecați acasă, gâștele ca noi am mers la treabă și a venit de dimineață. Băi, deci m-a luat de dimineață așa în plin, a venit de dimineață și a zis, în cazul în care se trimite acasă, vrei să pleci acasă și am zis, zibă, nu. Că m-am luat prea de dimineață, știi? Cu plecatul acasă, nu. Dar în momentul când au trecut 700.000 de persoane pe lângă mine, care plecau acasă, ferească Dumnezeu.
Cei flămânzi vă invit la cea un salut, mă rog, în bășul, te pup, tăte. Joci frumos, dar foarte frumos. Foarte frumos. Și o sat. Aloha, aloha, vendeta, aloha. Ia mă să vedem ce băgăm noi la asta aici. Ne trebuie mâncare. Ne trebuie mâncărică ca ăla. Și am stat, și am stat, și am stat, și a dat drumul, și a plecat, și am rămas undeva la 4 pe linie, și tot a plecat, și tot a plecat, am rezistat eroic. Dar am zis că rezist eroic într-un singur punct de vedere, că dacă eram de muncă și luni, nu mai rezistam eroic. Era deranjul cât ca asta. O să dăm drumul și la asta, că văd cocere și pe a doua. Chiar așa de fumiste sunt astea? Ambar cu vaci. Mai ia puțin aici. Și pe urmă aici, trebuie să mergem, deci ne-au rămas 12.000, trebuie să mergem să mai alimentăm ca să le băgăm și pe partea de jos de acolo. Ne băgăm tot pe aici pe unde am venit așa frumos. Mergem să mai luăm. Che pasa, băjeții, ma che pasa, che pasa. Da, și am stat la muncă astăzi, nu am muncit la genul să-și mamă că am muncit de ne-am spetit, dar e plictiseala de la genul că, bă, nu faci nimic, nu te miști, nu alea așa. Când muncești foarte mult, simți oboseala aia că muncești foarte mult, dar când stai foarte mult, te simți mai obosit decât ai fi muncit. Și am venit acasă și am zis, bă, mă pur și-o în pat o oră. Am zis că poate în ora aia mă ridic înapoi în picioare și mă apuc de treabă. Și m-am pus mâncat să-i stăm în picioare o oră fix, așa era. Petru, Petru, salut, salut! M-a întrebat că te zice, te trezești? Faci laivaz, te trezești? Faci laivaz. Îi lasă-mă că mă trezesc eu, că știu eu când mă trezesc. E 6, fără 10. Zici că tine a avut o zi destul de bună, dar zici că nu face live. Dar, până ajung astea, mă, ca să nu mai, hai să mai punem și în asta puțin. Ia. Eu sper să ne ajung asta. Savule, las-o așa, nu forța, că e beleaua cât casă. Bună seara! Bună seara! Dați-mi foc să nu mi-aprind țigara. Dați-mi foc să nu mi-aprind țigara. Na, stol, na, stol. Pare de ce îmi frânează și lăguiește FS22. Înainte nu făcea așa. În cauza drive-ului de placă video. Mi-ai precizat că am pus și ceva rang. Deci hai ca să vă explic ce se întâmplă. În momentul când Nvidia vine cu driver video, da? Și vă faceți update-ul, zici că ai ultimul sistem de calculator în momentul când intri, chiar dacă rămâne acelea setări. Ideal este să mergi înapoi, să-ți dai jocul pe full, începi să scazi din el unde ai mai scăzut și data trecută, sau ia setările care le-ai avut data trecută, da, pentru că oricum îți rămân salvate. Fă-ți o poză la ele să știi ce e modificat, unde trebuie să scazi, unde îți mergea ție fluid. Da? Și pe urmă îl dai pe full, dai accept aplicare, chiar dacă o să-ți meargă așa, și pe urmă nu intri în joc. Îți scazi din el cât ar fi sala. Intri pe urmă în joc și o să vezi că o să fie toată treaba șmecherie. Dar ideea e să fie avut înainte și setările ok. Dacă nu, îți trebuie câteva zeci de minute bune. Să ies, să intri, să ies, să intri, să ies, să intri, să ies, să intri. Demon, salut, 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 demon. Și să faci 70.000 de setări. Le fac exact cum au fost înainte. Da, fă-le exact cum au fost înainte. Dar ideea e că asta trebuie să faci. Nu știu de ce le modifică ei. Nu știu ce fac ei în momentul când noi facem update-ul la driver de la placa video. Când scoatem pe cel vechi și îl punem pe ăsta nou, de-l înlocuiește. Că le freacă rău de tot acolo și mereu pățim așa. Am o problemă asta și n-am știut de la ce e până mi-am dat seama cu 7000 de setări la început atunci. Și am zis, dă dracu de calculator, dacă nici ăsta nu mai merge pentru jocul ăsta, am zis, gata, îl pleznesc. Mamă, vine nașul, mâncava stilul vostru, țineți-vă că vine Titi, vine nașul, vine toată lumea. Da, am făcut update la noua versiune de drive, asta zic. Bă, chestia asta și pe urmă... Vii pe live și îmi zici, bă, merge. Toți pățim chestia asta, bă.
Cardo. Uite, mă, nu o să apăs și eu pe gât. Ce faci, nașul? Uite, bine, mă amuz un pic. De cine te amuz? De o vecină de-a mea care, bă, e tută, bă. Bă, e... prostie, clipată, nu se poate... E tută? Claudiu Huducean, cum se numește harta? Se numește st.cale sau, ca să-ți vină mult mai simplu, scrie semnul exclamării MAP și îți va da numele mapei acolo ca să poți să o discuție. E o discuție atât de interesantă pe grupul de la blog să fiu online, deci te caci pe tine de râs. Da? Da. Pune și tu o poză cu tine în sul la gol. Deci ce ai credeți că poți să fac cu capătul ăsta de țeavă? Te caci de râs. Da, și tu, și tu lângă mine. Tu salut, Ion Iacob. Salut. Și vedem atunci ce se întâmplă. Eu lângă tine? Da. Cum să fiu lângă tine? Păi să ne facem amândoi o poză în... Trebuie să ies, gol. Trebuie să ies de live, am înțeles, dar uite, tate, unde ai treabă? Cornele Cornele a zis că sâmbătă și duminică faci live, ai mințit? Păi știu, mă, nu fac live? Azi e sâmbătă. Azi este sâmbătă, ieri n-am făcut live pentru că am filmat cu băieții 3 episoade de roleplay. Cele mai circuri episoade de roleplay pe care am făcut să le salvăm, să le filmăm. Băi, iar nu m-am trezit, mă. Și azi este sâmbătă. Și mâine, după ce o să vin de la muncă, o să fac tot posibil, tot posibilul, nu promit. Eu nu, dacă încep să promit, e gravă situația. Să dăm și mâine drumul la live. Dar, vedem. Avem de recoltat? Avem două terenuri de recoltat, 8 și 9. Dar avem și, da, avem și de semănat terenul la 11 și ce-am mai făcut la noi. Pe cam atât în care s-o sută creștere, văd. Da? Uh-huh. A mai rămas niciunul, niciunul, niciunul? Da, niciunul, niciunul. 12 în creștere, 3 în creștere, 11 trebuia semănat. Avea nevoie să iau și de remorca aia de acolo ca să nu mai duc la mama dracu. De fapt, știi ceva, mă? Mai mă chinu să nu aibă apă ăsta aici nici dacă... Respect, nașul expertul ale PC-ului național. Te-ați făcut, ați mai făcut ceva la calculatorul lui Florin? I-a picat treaba deocamdată. Am înțeles, mă duc să duc ăsta la treaba lui. Rația asta totală mixtă. Mâine fă și tu un live cu The Hunter. Mă, nu mai fac live-uri cu The Hunter pentru că n-am fost în stare data trecută să facem 100 de like-uri. Și am zis, ce dracu să joc ceva care vouă nu vă place și să bagă. Nu că ați jucat că vouă vă place și că nu știu ce, dar am observat că mai toată lumea care suntem pe aici suntem bazată doar pe farming. Orice m-a jucat altceva, nimeni nu apreciază sau nimeni nu stă să se uite. Și a zis, bă, dacă tot așa mă joc farming și dacă mi-e să mă joc The Hunter să mă relaxez, eu mă relaxez eu cu ochiul meu, știi? Am zis că e mai ok așa, intra la apă, mi-a dat, mi-a dat la dinți bere de ouă, mam. Păi e bine dacă te-a dat la dinți, măcar îți fără. Te-a calmat, te-a zis, băi, alo, trezirea băiatul meu că e bălea. Da, de ce faci tu așa și nu mai îmi dai ăsta de aici? Ce vreau eu. Tătișor. Tătișor. Ce bine stau pe capul lui. Stai bine pe capul lui? Uh-huh. Pardon. Te caci din capul, nu? Eu aș merge chiar așa de departe. Te caci în capul meu de râs? Dacă, Florin, dacă știi că nu ai bani deocamdată să-l investești pe tot, o să te enervezi dacă ții procesor, placă de bază și vezi exact. Că nu poți să faci nimic, te enervezi că stai cu ele în casă și o să stai la genul ăla. Nu e bine. De asta i-am zis să las așa să strângă să aibă pe toți. Când pe strânge, puneți bănuții fac... deoparte, bagă-i acolo să nu umbli la ei ca și cum ai scrie pe ei. Îți spui la apare, spui 20 de milioane, scrii pe 20 de milioane așa, îi pui într-un pliculeț, procesor. 15 milioane, placă de bază. 18 milioane, RAM. Ba, 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 îți faci 4-5 pliculețe de-alea. Îți faci 4-5 plicuri de-alea și gata. Danezu, bine ai venit, ticule, te pup. Ce-i pe 11 ăla? A? Am pus ceva pe 11? N-am pus nimic ceva. Nu e, de cât arată. Punem ce? Punem sfeclă? Nu, că avem sfeclă.
Să repar și cu astea. Reparăm astea, reparăm și cu ăsta. Bun. Hashtag rezist asta zic. Pionuții, bine, salut, salut, Pionuții. Vă pup, băieți, bine ați venit. Hai, mă, hai să dăm drumul 8 și 9 lela. Băgăm la recoltat. Până una alta, pe urmă ne băgăm la... la semănat, trei terenuri. Ce pe 8 și 9 porumb? Ce? Griu, e griu. E griu de toamnă, griu. Paie? Mai faci paie? Face paie chiar. Paie, face și paie, doar să le vindem. Poate un bonus. Dă-le drumul. Facem și le păiuțe, măcar să vindem acolo. O să vă duc tractorul acolo, după care o să mă uit puțin pe aici, să vedem ce mai trebuie, cum mai trebuie, că e deranjul la mare. Ar trebui să avem recolt. Așa. Ca să nu încurc pe nimeni pe aici, ne băgăm așa pe drumul de văcuțe, îl las aici la umbră așa. Pac! Iar recoltez porumb și lași paie, da. De ce cred eu că nu m-am conectat ca administrator? Ai vorbit, frate, de paie că nu mai sunt bani. Ai vorbit de paie că e beleaua cât casă. E beleaua cât ca să uite saci de făină și depozitați de tai de capul meu ce e aici. Uleiuri peste uleiuri. Brânză fără brânză. Ei, ce s-a întâmplat aici? Cu brânzele mele și cu toate astea. Brânză. Brânză, așa, ciocolată storing. De ce storing? Hai, lasă cu până să face 5 minute, niciun fel de problemă. Unde mai stăm noi bine pe aici? Ulei de floarea soarelui. Până în viață. Mamă, și la făină stăm maiurea, că avem o grămadă de făină. Hai să vedem la pâine. Pâine avem 11.000, pâine 106. Ăsta face mișto de mine, mă. Doar atât a trecut de ieri până până azi. La pâine ceva, bă, n-avem ce face pe aici, bă, mă jur că n-avem ce face. Hai să mai luăm o dată, zahăr avem, lapte avem, am început bine pe ciocolată. Pâine, avem făină 11.000. Stai așa că nu e așa, mă duc să iau mașinuța aia, bătrânul meștre, salut, salut. Să iau mașinuța aia să mai cărăm câte ceva pe aici. Hai, îl scoatem din făina aia de acolo și o lăsăm să-și facă treaba, să nu mai stea pe roșu. E bine la pâine, murim toți de foame cu brutăria mea. Merlin toți, Alexandru Mincu, salut, salut Alex. Murim toți cu brutăria mea. Nu știu de ce se produce pâinea așa, dar se procesează greu. Da, am văzut și eu. Piști, saluticule, de pop. Popu, băieți. Băieți, hai să răpim și noi butonul ăla de like acolo, că e deranjul cât casă. Uite, băi, Cati acolo, membru de 7 luni de zile, susținător, mersi frumos. El e membru. Le membru. Că toate fetele cochete să s-arăt în trotinete. Mamă, ce e aici? Ce e aici? Și cochlear. Tot pentru 7 luni acolo. Ce înseamnă când aveți membru să dați mesaje?
cu verzi, cu dale, cu roșii, cu albastre. Și Coca e membru? Aaaa. Ce fel de membru? A? Ce fel de membru? Membru, mă. De cine nu e membru la mine? Sau? Bine, el e și membru mic în viață, are ce să... Dar Sabu e membru, nu e membru. Am fost primul care am dat like la porci, da? Îți e frumos, tic. Totdeauna arătul de fină, au tot și pănașul membru de 7 luni acolo. Mamă, mamă, finu, finu! Ce să mă mâncești și un cam? De ce zic? De ce zic? Pune sare. Îi pun sare să nu se strice, e? E, da. Eu nu-s membru. Asta mă. Am niciun interzis pe aceea pe drumul ăsta în față, așa că o să mă bag și eu la... la jap, că uite pâine nici că aici am. Bă, pâinic aici, bă. Vezi? Ba, 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 146. Deci în două de-astea am 146. Cam nasol, Dan Toma, salut, e pe picură. Nu că nu vindem. Ne băgăm la noi aici, la brutărie, dar numai că ne dă țeapă rău de tot. Procesează pâinea, face pâinea foarte greu. A, nu știu, am zis că facem și noi afacerea aia cum trebuie. Mi-au și eu un membru, e treaba ta, Ștefan, e treaba mea. Nu pot să zic iați, că asta ar însemna că eu să cerșesc acel membru. E acolo, e ceruta de YouTube, care vreți și alea puteți să faci, care nu. E foarte simplu, pot dă pe telefonul ăsta, am un abonament și mă las să fac nici o tranzacție, Panorama operatorul. Operatorul ca operatorul, să vezi cum e deținătorul. E slavule, și mai e. Slavule, Florina, explică-i tu lui Savu cum stă treaba cu operatorul. Să-mi bag eu toată mâna. Mâine o să postezi, mâine n-avem episodul roleplay, avem poi mâine. A fost astăzi, ce? A fost pus astăzi. Și n-am făcut nici măcar 800 de vizionări la el, adică... Despre ce vorbim? Salut, Cosmin Betere, salut, tati de bun. Nu toate fetele cochete să-ți cadă după trotinete. Nu, dacă mai bag acolo, uite că a venit și vendeta acolo cu membru de prietenaș. Să rămână mult vendeta, te pup, tati, bine ai venit. Da, hai să facem un fel următor. Am băgat la pâine aici 19.000. M-ar interesa cam cât ar costa să vând și eu pâinea asta. 1500 și duce la 2000. Nu, nu se merită. Nu se merită. Băgăm tot la pâine acolo, nu se merită să o vindem la 1500 pentru că e deranj. Parcă e prea puțin. Toate fetele cochete, nu știam că e dezactivat. Aoleu. Ia vezi, bă, că a venit tuteșor acolo cu prima baroseneală pe seara asta cu 50 de coco. Bang, mi-a dat în freză. Mamă, ce mă sperie asta mică când apare aceea creolă așa. Doamne, săraca, ce țâțuște are, că dacă dai cu ce ai de mușețel să treci. Dar în rest e ce trebuie. Vreți să te mint? Hai să vedem dacă am eliberat puțin treaba cu făina. Am eliberat-o puțin, deci stă destul de bine pe făinuță. Așa, și mergem unde mergem? Aici pe făină, bam, bam, bam. Greu, stăm destul de bine. Măcar am eliberat o jumătate de acolo. Mergem să ducem mașina înapoi, venim aici la băieți.
Deci, nașul recoltează, titi strânge paie și vinde. Așa eu trebuie să mă duc cu tractorul la acolo după el. Este expirat lăcard. Lăcard. Sau el expirat. Hai băieți, dăm și noi un hashtag respect acolo pentru volocariotiti sau nu dăm? Tăticule! Au ce strigă ca tip acolo. Tăticule! Tăticule! Aoleu! Ăștia e banii de la... Ăștia-s banii de la ceare care a zis că îi scoate să-mi dea să iau mașină, știi? Nu o da din casă. Banii de la ceare, bă, băiatule, bă! Că cine TT este membru? Dacă n-am râs cu TT, n-am trecut eu pe YouTube cu membru. Mamă. Până ce n-am ars acasă, n-am putut să merg. Nu-mi lua cardul. Nu mi-l lua! Din nicio țară. Va pe aici pe scurtătură, pe-n pădure, pe cărare, măi, măi. O știu tot. Fără să mă repet. Aha. Uh-huh. Unde nu știi fluier? Da. Cum e fără zahăr la fabrica de ciocolată? Cum să rămân fără zahăr la fabrica de ciocolată? Ciocolată. Zahăr. Avem 16.000 băgat aici. Dacă nu ne mai rămânem fără zahăr aici. Ah. Măcar să facă 16.000 de ciocolată, sau măcar 8.000 de ciocolată ca să-l vindem. Chiar crezi cu ciocolată? Ciocolită. 6.984, ci că duce și e 5.900 acum. Mamă, voi vă dați seama că dacă noi aveam acum ciocolată era nebunie. Alexandru 2004, te pup, tati, salut, bine venit. Ciocolata și brânza se vând foarte bine. Cum stai cu... A, de bea e descărcată? Ei, da. Colatele și brânzile care le-am. Aia de culori se vândă, se vinde cel mai bine, doctore. Culori în staționare? De ăla am mers. Ne. Atunci m-a dus să mai iau singurul tractor care a mai rămas în bază. Să ne apucăm de treabă. John Dereu. Să ne apucăm de treabă! John Dereu. Da, se capă ciocolată, bun. Nu e chiar așa fraieră ciocolata asta. Și se face și simplu, zahăr și lapte. O la voi, salutare chat, salutare Caraperiu Adrian, salutare. Nu mai e cacao. Nu, că nu, cacao nu se pune. Hai că să vezi cum facem noi astea repede, ba, 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 ne apucăm și la semănat. Pe 11 ăla acolo, nu știu ce o să pun pe el, dar... E de orice ar fi să nu fie cartofi. Trebuie să scuturăm salcâmii, doctorii, ca să culegem cartofi. Au nebunit salcâmii. Stai așa, întrebare, tu l-auzi pe Titi tare sau încet? Tare. L-au mai încet, că el are uită încetul. Să mai dea. Uită cu microfonul, îl dă în spate, știi? Îl lasă pe acolo. Salutare tuturor de la Cristian. Salutare Cristian, bine ai venit. Nu, în spate. Nu ți-am zis? Scot căștile și le bag în telefon. Și când le bag înapoi, trebuie să-i dau volum. La... Le volume? La microfon. Trebuie să-i dea volume la microfon? La microfon. Serios? Azi a nins în București, dar rup pământul. A nins? Și ninge în continuare. Vezi, te voi tai că n-a nins în București, că nu știu ce, că a nins numai la Ploiești, că numai nu știu ce, că de unde a plecat șmecheria. Are dreptate Cornelii, cu o nimță în București, de-o rup pământul. Să vezi când trece zăpada, să vezi cât e de rup Bucureștiul ăla. A, da, păi deja e rupt, ești nebun? Că am plecat eu până... Am ieșit și deja vedeam gropi, vedeam... Cum ce am revenit și eu după hartă ce se mi-o cu No Man's Land? O rup
pământul. O luptă pământul, dacă am venit aiureaș. De ce m-am băgat eu direct pe ăsta, nu știu. Cum stăm cu îngrășămintele? Îngrășăm în 2500. A, oh, Cati e cu minte azi? Nu face live? Nu pot să cred. Mamă, nu e bine, bă. Nu e bine deloc, băi, băieți, băi. Cati? Nu e bine. Aha. Bă, a zis că nu se simte bine, e poposit așa. De ce că astăzi am muncit decât jumătate zi? Ce efecție tu, mami, cu asta? Și ce vrea? După ce că am muncit decât o jumătate de zi, tot e obosită, bă, băieți. Chide ușa. E din afară. Tot din afară. Toate fetele lui Cochetei să se arăt în biciclete. Aoleu, ofticosule, aoleu. Aoleu, ce ofticos sunt, bă, băiatul. Vedeți, ca să înțelegeți asta, asta s-a pus lângă mine. Dimineața stă o oră la Gunstall, după care vine lângă mine, stă ce stă, o găsește dusul la toaletă, o găsește nu știu ce, iarăși pleacă, știi? Iar mai face ce mai face, vine pauza de masă, dar până în pauza de masă mai merge o oră la Gunstall. Vine pauza de masă, nu știu ce, vine înapoi, o găsește pe ea combinații de alea vechi, știi, care le știm noi. Că trebuie să mă duc să vorbesc cu nu știu cine, că trebuie să mă duc să vorbesc cu nu știu ce, că trebuie să fac nu știu ce. A plecat să vorbească cu team leader-ul, o oră a stat. S-a întors înapoi, mănânc și eu mărul ăsta, n-a, eu, ce să mai... A mâncat și ea un măr, că o luase pomița. După ce a mâncat mărul, s-a găsit să vorbească cu o colegă de-a noastră de muncă, cu... Băi, știi cum nu stă treaba? Treaba stă de împrățat. Seara bună, micuțul Liviu, salut, doare, te pop, Ștefan Tican, salut, salut. Băi, s-am făcut și noi suta aia de lichene, mă? Și ai 6 de like-uri. Ma. De ce mi-a luat mișto să-mi dai numărul, dar cred că până la urmă eu am să insist să-mi dai numărul pe la la firma aia să vin și eu pe acolo. Băi, băiatule, bă, nimic, bă, nimic. Mâine la fel o să faci, nu? Asta zic și eu, mâine la fel. Poate-s la fel. Eu o prins viteză. Cine a prins viteză? Doctor. Da. Bravo, șefa, ține-o tot așa, așa, șefa, ține-o așa, dar să-ți cu amândouă mâinile să nu scape, că dacă scapă, e băleau cât casă. Leo, 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 leo. Auto-l? Leo, 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 crezi că nici făceam eu, leo, 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 leo. Tot Samurai Jack? Făcea flic flacuri prin fața mea, bici. Flic cu flac? Flic flac prin picior. Oleu, 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 oleu. Dacă nu se strâng 150 de lichene, nu mai faci live nici cu PS22? Ce, e greu așa să nu mai fac? Cât durează? Uleu, 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 uleu. Uite cum vin bănuții acolo, 2300 de împaie. Bang, 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 bang. De caz, băieții mei, după ce facem astea, ar trebui să ne băgăm la iarbă. Iarbă? Iarbă. Iarbă, fân și de-astea derivate care mă mai cunosc eu. Iarbă? Iarbă. Pune o virgulă unde trebuie și ai zvețiat acolo. Sunt băușul mai pe partea dreaptă, că nu mai pertezezi. Deci știe bancul cu iarba, nu-i așa? Nu.
E continuarea de la Vișine. Adică cum ai zice, iar, iarbă vin la tine să te suc sau cum? Ceva de gen. Iarbă vin la mine, da. Mulțumim eu. La 100 de like uri vinzi un utilaj, la 150 le vinzi pe toate 3. Da, pe da. Asta mă gândeam și eu. Chiar și mă gândeam așa, la, știam ce la, să... La 200 vin de toată ferma, ce mă? Nu-i așa? Da, da. Bună, o seară, niște oameni buni, vă pup de la Gabriela, Gabi, ola, ola. Vlad Ficău, salut, salut, Valeriu Dima, seara bună, salut. După dați cu plugul, nu, urmă băgăm discul. Băgăm discul. E păioase. E telepoios. Da. Ia să ne uităm. Deci este cilindru. La fel și ăsta. Deci este var ăsta. Care le dai acum? Dar necesită levar? Mă. Levar. E nasol dacă... Pagubă. Salut, pagubă. Salut Vladimir. Pagubă ăsta cu varul. Mamă, iar intrăm în pagubă. Pune-l cu toate scuzele, dar am o întrebare pentru șefa, pentru șefa Cati, da? Ce nu s-a ouă? Dacă nu s-a ouă, le schimb cocoșel. Le pui un cocoșel mai mic. Nu crești și nu fac ouă. Asta zic, vezi? Te-am zis? M-am prins. Ai luat cocoș. N-ai luat cocoșul care trebuie. Ai cocoșelul bun acolo. Ai uitat ale mele cum fac ou. Paleți întregi, ou peste ou. Unele ies lipite, că ies în același timp. Mă rog că cară titi paiele aici aproape. Că altfel era de rage. Era mai scump, dar la cap, la capătul ăla altul. Aaa, păi eu am luat pe la mai scump de obicei și care l-am mama dracu, tu ce faci? Da, păi nu vezi că e... E harnic băiatul. Ce ești mechi, ești de la spate. E cu minte băiatul. Ne-o împinge de la spate? Rațele și cuii mici sunt doar de design, tu trebuie să cumperi găini normale, minim 50 să facă o... Salut David, David Vlog, salut tati. Da, trebuie să aibă o anumită vârstă să fac ouă. Da, da. Găinile. Gălinile astea trebuie să... Hai băieți, cu like-urile avem 75 la activ. Haideți, haideți. Cine mai dorește, cine mai poftește, dați cu like, dați cu like. Uite, vezi aici, 53 de luni reproducere are, are, nu se mai reproduce și îmi stă pe reproducere 0 pentru că am ăsta plin, dar la tine trebuie să aibă aici cu 50% reproducere, cât să reproduce, care-s bune de reproducere, care nu mai-s bune. Uite, astea la 58 de luni să mai reproduc ele. Astea la 60 de luni e pe zero reproducere, nu mai să reproduc astea deloc. Nu le mai trage cocoș. Nu? La fel și caprele sunt doar de design, oile dau lână, caprele nimic. Păi da, alea decât stau capră. Ce să mai, mai dea? Mai dea și de un punt sau ce? Dacă ai grijă ce cumperi, păi da. Cumperi capre, ai dat de dracu. Dacă se pune și în poziție de pensie alimentară, nu mai trebuie nimic. Păi se te trage rei nasol. Da, da. Nu, nici pune eu samul care l-am pe fermă, nu mai crește, așa rămâne mic?
Aul. Ce doctor, ți-am strânit amintiri? A, nu. A, păi și atunci la ce obsedezi așa? Ce ai uflat așa? Mi s-a pus pata pe ceva și nu pot să o fac acum. Poți să o faci acum? Da. Ai găsit vreo capră pe pădure pe acolo? Nu. No. Ha. Bă. Atunci. Ca să călărești trebuie să iei caii mari, da. Eu pe ăștia mici aș folosi în loc de piniata, știi? La târ de cap acolo și dai în el. Bă, nașule, bă. Ce dorești? Nimic. Nimic. Ticule. Nimicuța. Băi, să dăm și noi un share de ăla, să ne mai mulțim și noi. A rămas 56 de persoane aici, 56 ori 75 de like-uri, deci practic cel puțin 20 dintre voi n-ați apăsat pe like. Bă. Apropo, bebe, tu nu știai că am un fermă poneiul Savu? Nu știam că ții și ponei de ăștia. Să zic ceva acum, dar se supără fina pe mine și... Și tine călărește pe Sam. Ce să-l călărească, ăla-i de călărit? Este mic și de... ai ponei de călărit? Călărește. Este mic și negru? E negru în gură. E negru în cerul gurii. Vezi ce le face la chinez la acelea? Da. E îngrașă? Urmăritorii mei îl știu, l-am și botezat. Mamă, cum ai dat-o la faza asta, urmăritorii tăi? Fanii tăi. Eu sunt fanul tău, să știi. Adorm pe episoadele tale. Eu. Uite, vezi că trebuie să-l aștept eu pe nașul. Îl chemați parcă, dar l-am botezat sau aia, e mapa aia, negru Mario, salut, merge treaba, încercăm, nu vezi, aștept aici pe nașul să dea cel cu combina sale, să dea. Pe ce să-ți fac, mă, dacă aveți combina de-asta mai... Ce să faci, mă? Hai, drept. Eu pus motorină de vapor. Motoare lente. Ai tu niște hârtie igienică acolo pe la tine pe-n combina? Da. Să vii să-mi aduci mie. Crezi că hârtie igienică o face pe jos aici, dar o adun o titi repede și n-am ce să-ți fac. Asta e hârtie igienică cea mai bună pentru hemoroizi. Eu moară garantat. Ia o frunză ceva, nu dăm noi cu frunze. Nu-s bune frunzele. La fundulețul lui sensibil. Normal. Trei straturi. Atunci caut o veveriță. O berberiță. L-ai văzut pe ăla pe net? Eduard, salut Eduard. Care e pe la plăcut? Salut Mare Mariană, salut tipule de băb. Păi iederă, mamă, iederă aia e ca lumea. Mai... Nu a demerit veverița ca să șteargă. Ei, apropo de chestia asta, iepurile, v-am mai zis chestia asta cu iepurile și cu ursul.
Până de ce nu vine omul tău, Savu să te șteargă. Savu nu e omul meu, e omul lui Cati. Ionuț, Iacob, salut Cornele, spun la treabă, băie, salut Ionuțel. Savu nu e omul meu. Eu nu am oameni. Și mai am aici colțișorul ăsta, bă, băiat. Băi, băiete, bă. Doamne, sper să-mi ia combina toată partea asta. Adică sper să-ți ia combina toată partea. Sunt la 87%. Să n-ajungi până aici? Sper să ajung. Cât ești acum? 88. Și acum? 89. Și acum? Zi, băi! Nu mai pui video cu roleplay. Pui mâine. De-abia am postat astăzi. Nu postez așa foarte des pentru că nu și are rost. Trebuie să stau când am timp să pun și ăla, să le pun acolo în playlist-ul ăla, să pun și restul de episoade. Te-ai ajuns? Da. Bravo. Da, ai răbdare. Poate? Ți-a ajuns? Când nu-i ajunge lunașul? Am oameni, am comunitate, exact cum am oameni. Oh, George, salutare, salutare, Victor. Și că toate fetele lui Cochetei să cadă într-o tinetei. Bun, și acum combinație cu varul, nu? Da. Asta la combinație. Da, numai cred că numai primul teren. Da, primul teren. Hai să vedem, că mi se pare că mai era pe acolo postul și ceva var. Să vedem, poate lupa calib. Nonimă la el. Ești prost, ce se întâmplă aici? Numai capătul ăsta? Uite, fii atent, capătul ăsta, chiar în capăt, aici necesită var. Formă nu necesită. Nu. Mai unde e ultima brază aici, de paie. Cred că nu a fost dat ultima dată. Hai, lasă-l așa, nu mai băgăm niciun var. Are cum o plimb cu varul așa până acolo degeaba. Nu, cap, pe terenul ăsta la altul, primul teren care l-a făcut, doctorul cere tot. A cere tot ăla? Păi da. Pe unde pune doctorul mâna, cere tot. Cere l-am dat jos, ai toată treaba, că nu înțeleg. Hai să-l dăm așa, poate mă, ăsta dă de el și să luăm varul, să vedem ce var mai am aici în sat ăștia. Unde mă să mai antreneze Savu, mă? Tot a mai rămas aceea. Hai să vedem cât ne ajunge nouă, o să dăm, dar nu prea ne ajunge nouă cu varul. Ar trebui să cumpărăm val până ne plictisim. Pist. Ce se întâmplă aici, mă? Ce să împlântăm, mă? Ce se împlântă, doctorei? Ce se împlântă, doctorei? Nu ești prost, stai un pic, nu mai cumpăra var. Marginea nu a fost dată, mă. La terenul ăsta. Hai de capul meu. Că dacă te duci prin margini, zice că necesită var. Titi? Pă cine... Pă cine dai eu cu var acum? Că tu mergi pe margine, dă-l dreacu, pe marginea aia întotdeauna sunt probleme. Uite, m-am venit până aici, ci că necesită var. El s-a dat jos aici pe margine, a stat și puțin în apă și a zis că necesită cilindru. Unde scrie varul, nu știu.
Unde? Aici. Cilindru. Te împrăștia var. Păi asta e în iarbă, mă, ticule. Aici ia puțin el din teren, că a fost crescut, cum a fost împărțită. Uite. Mapa. Uite, eu sunt pe teren acum, da? Așa. Aici zice în necesă var. Și eu aici am venit, aici m-am dat jos. Da, dar sunt părticele, că uite așa ce mi-a apărut. Păi da, dar eu m-am dat, unde duc m-am dat jos din tractor din partea asta, la alta aici am văzut că necesă var și am zis că tot. Te zici, nașule? La moară, la noi, la moară. Care e moara? Asta. Aia cu roticele. Uite, dândă, fertilizat, 50%. A, dar l-ai dat, în fapt, da. L-ai terminat. Șaoleu. Hai, ce faci? Ce faci? M-am plimbat așa. Tu te ia ăla, întoarce-te înapoi, pune, trece, vezi ce-mi face, mă, titic, hai de cap, mă. Poți să faci folder la modurile tale și să mi le dai și nouă, dar sigur că n-are rău. Nu fac eu folder. Folder? Poate să facă două foldere. Le pun unul peste altul, le compresez pe toate și le dau. Sunt moduri care le găsiți, stai. Pe net. Că... aici unde se face făina, nu e așa? Nu, nașule, unde poți să te duci cu grâul ăla? La ulei, la ulei. La ulei, bagă-l la ulei acolo. Dar vezi să ai grijă, la ulei să nu... Dar vezi, mai lasă. Mai lasă un pic, trebuie și la ciocolată. Să nu alea. Sunt moduri simple, Raul, n-am moduri, cine știe, uite, tractoarele astea sunt în joc. Toate astea care mă duc pe aici sunt moduri care le găsești pe peste tot. Când avem aluni, spunem în ciocolată, îl facem cu grâu. Direct olivă. Da. Cum ar fi? Ciocolită, ciocolită. Care mai luați unul, mai trebuie un disc și semănătoare. Semănătoare, pot juca peste 22 pe laptop, da, dacă laptopul este destul de potent. Dacă laptopul nu este potent, că și că Florin al nostru are laptop și nu merge foarte bine. Salut, Vasile Gologan, te pup, tine. Mersi, mersi frumos, mersi. Nu ne poți da măcar OTB-urile lui Șerif și harta Transilvania? Bă, Raul, OTB-urile le găsiți. Am impresia că eu când vorbesc singur și vorbesc ca prost, așa, sau alert. Mai zis, OTB-urile le găsiți pe King Mods, unul la mână. Doi la mână, harta Transilvania nu va pleca de la mine, atât timp cât nu este pusă publică de el. Dacă nu m-am întrebat de 10.000 de ori, nu ne poți da, du-te la barbă și întrebați-l de hartă, poate vede el. Dacă am zis că nu dau niciun mod care nu e lucrat de mine, nu e opera mea, nu le dau, le găsiți când le pune acolo. Când veneam eu pe la voi și vă spuneam, uite aici Discordul lui Robert, intrați acolo, când ajunge la 5.000 le pune, nu Batman. Acum căutați și Discordul lui, căutați și mapa, căutați toate alea, ei. Dar liniștiți-vă. Dar nu știu câte oare când îmi zici de chestia asta, cu mapa, cu Transilvania, cu alea, cu dalea, cu nu știu. Următoarea dată e ultima dată, o să iei special din joc ca să intru să rezolv problema. Nu e vorba de chestia asta, e vorba că nu... Să le dea, da, să le dea autorul care i-a modificat-o, nu eu.
O să repede fiecare dată aceleași chestii. Mamă, trebuie să facem aia, trebuie să facem aia. Nu dau alea, nu dau alea. E simplu. Îmi dați banul de iurea, vendeta. Nu-ți banul de iurea, că nu trebuie banul. Doar am întrebat. Eu i-am răspuns. Unde e la adevăr? E aici, trebuie să fie aici. Faci până de var. Nu trebuie să dau var pe 11? Băi, ia dracu un disc și unul semănătoare și veniți aici pe terenurile astea cu varul tău pe 11. Auză-l bă și pe ăsta, mă. Și ce semeni acolo? Vei păioase sau... Cartofi. Păioase, cartof, da. Pe unul, pe unul punem pepeni. Pe unul... Sticlă de lampă. Da, 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 da. De ce vrei să pui acolo tot greu? Da. Tot greu punem aici. Greu. Mi-ar ajunge semințele astea? Alea da. Azi că am văzut eu cât are record. Te ajunge, nu? Am uitat eu pe live-ul lui. Da? Da. Am uitat în viața lui. Și ajunge. L-am uitat în ochii mei prin intermediul ochiului lui al treilea. Și a văzut în sufletul vieții mele. Când combina asta se mai află 1226 de litri. Ia uzi, veni cu combina la semana, Cornel. Dă-te un pic. Băi, să iei header-ul de porumb dacă vii. Cu ăla să nu bagă păioase. Da, vin băieții, termin câmpul, nu? Unul nu, că a venit, dau cât e în spatele meu, deși. Mai bun niște motorină. Eu uit ce declarație de dragoste de la nașul pentru tete, dar... Îndrăgește... Da, eu cu tete ne iubim aici, e o iubire mai platonică decât a mea cu film. E iubirea dracu, nu așa. Ne, măcar doctorii folosim prezervative, nu știu cum. Nu. Eu nu folosesc. Doctorii. Da, de fapt, vaselina. Da, puteam, lasă că puteam să-i dăm. Titi e vaselina mea. Așa că... Stavule ai pus-o, e cu vaselina, eu nu pot fără vaselina. Asta stai să... Vezi că în prima zi, da, da-ți dracu ăștia, mă. Asta mai iubirea dracu pe ei. Să ții pe Savu, săracu, a stupat în toate găurile. Mamă, și nu să stupă. Noi facem noi plăcerea asta. Cu cine mă, cu Savu? Da. Tărează. De ce, mă, ia stupă în găurile? Eu mă îmbăt puțin și mă înfig în ochiul lui. Vreau să văd dacă îl pot să-l învinețesc. Bă, adevărul e Florine, acum merge scos Savul la produs un pic. Merge, nu? Mhm. În China, pe lângă China, pe acolo merge. Auzi că v-a stupat toate găurile de sticlă.
Indianu, bună seara, salut, indiene, te pii, te cup, te clăci, pa mă vezi. Domnul Indianu, tal poiute. Vezi, Coclea, că dacă ești aproape de el, vezi cum faci să... Poate ești tu unitate mai repede. Folosește-o. Nu trebuie să-l las un like, mersi frumos, Indiene, te pup. În fugă? În fugă de aia maximă, bang, 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 bang. Adam Cosmin, salutare, băieți, salut, Cosmin, ale salut. Pune-le o poezie, dar dormi copii. Poezie, poezie. Savule cu părul creț, stai cu minte în coteț. Că de plătut să enervează, peste bot îl balansează. E prima strofă. A doua am uitat-o puțin, dar o recit imediat și pe aia. Cântoarea a treia, de George Cirbuc. Da. De George Căprior. Ce faceți? Ce să facem o cosmetică? Ai vorbit mai una alta, mai... A dat, Adame. Stau să mă uit? E, te grăbești, tati, stai liniște, că nu ținem oameni cu forța. Nenea Sam? Ce faceți, Nenea Sam? A doua strofă e o vără nașu, da, a doua strofă e o vără nașu. Dar un pic e necoaptă, trebuie să o coacă. Ia auzi nașu. A început de el să intre către strop, acum a stat. Și după aceea mi-a pierdut ideea, nu mai mi-a venit rima. Da, mi-a venit rima? Ce mai zici, patronule, sănătos voinic, dar și sănătos și voinic, de tot. Foarte voinic. Să vezi cât de voinic e. Păi, deci trebuie să apreciezi, mi-am luat sticlă cu apă, nu mi-am mai luat doză cu cola, da? Intenționez să nu mai mănânc acum seara nimic, da? Dar nu știu dacă mă mai trezesc mâine dimineață să mă duc la muncă, știi? Mama, am băgat și acum niște mici cu niște pastramă. Te hotărâi să mai slăbești un pic, în caz de fugi sabă? Stai, bă, cine-i fugit după ea? Te-ai zis, nașul, de că ai băgat? Mici cu pastramă. Și palul meu unde-l bagi? Da, nu mai are loc altul, stai liniște. Nu mai are, nu? Vlăduț Moscalu, da. Salut, Corina, spor la treabă, super tare episodul, mersi, mersi frumos, Vlăduț, te pop. Afară, ninge, liniștit. Cipri, salut, salut. Și nașul intră în colimatoriu. Și cred că o să aibă mai multe poezioare decât a avut Savu. Da, promovezi apa, promovezi apa, dacă e plătit, vine ăștia și îmi dau baxuri peste baxuri, mi-aduc, nu așa. Mă, pe mine mă tentează să-mi iau un filtru de la care să-l pun la chiuvet. Până în august o să fie slim. Ce vorbești? În real life, dacă pui discul ăsta după așa tractorul, îl rupe la propriu. Îi rupe talerele, tot ce e pe el dacă e pământul tare. Îți dai seama, nu? În real life, n-avem bani de alte discuri decât astea. We don't have money. Pasă-te-o, pasă lui Cornel, Doamne ajută la muncă, mersi frumos, te pop. Nu e bun de nimic, doctor, am pus și eu, este egal cu 0. Ce-ai pus, nu? Filtrul
filtru cu robinet special, dai gaură în blat sau în chiuvetă și spui al doilea robinet și strece apa și ce filtrează. Aaa, nu știu ce să zic, Sam, dar la mine aici în Popești, crede-mă pe cuvânt că trebuie să spui un filtru, că ce apă e aici. A vrut să zic că la el la țară în Popești le ordeni. Exact, exact. Da? Trebuie să dacă pui mai dacă multe filtre. Dacă te aude nașita, te înjură. De ce? Nu i-am zis că stă la țară? Nu te-a auzit. Da, tu poți să zici că vii de la oraș, că stai în nordul Ploieștiului, stai în nord. Dar ea vin de la țară. Numai când zici Popești le ordem. Tot ce înseamnă din două, e clar, nu sună bine. Ai auzit tu orașe care încep din două, e mai rare. Dar n-ai Popești. E Cluj-Napoca care mai e oraș. E, Cluj-Napoca, baia mare, satul mare, ăștia. Dar nu intrăm peste alte, dacă ne zici Popești. E, n-ai. Veronica, pe zonă ai grijă pe Traorea, dar n-ați văzut că a venit în episodul ăsta de astăzi, că gata, mi s-a dus liniște. Ce bine a fost cât a fost plecat. A... Nu mi-i place. Ce nu-ți place, mă, apa? Bună, bună. Acum, în Moldova, podul Iloaie, da. O pești de orden. E bună apa, mă. Cum nu-i bună? O picătură pus într-un butoi de 200 de litri de vin. E perfect. Hai, Florine, că știu că trebuie să zici ceva, că de, tu ești de aici. E udă, da. Din țara București. Ca să nu fie pământul tare, folosește plugul, că mă refeream la pământ. Da, da. Că așa zic ăștia din București, că este în țara București, nu e... E pământul foarte afânat. Apă plată cu lămâie, păi știu că apa nu-ți place. Știi? Doar știi lămâie. Asta. Apropo de chestia asta, v-am zis bancul ungur, mă, că așa astăzi m-a enervat un ungur la mine la muncă. Hai de capul meu, băgai aici muie să-i bag. Fiți atenți fază tare, de ce m-ai enervat pe mine astăzi. Stăteam de vorbă cu Cati. Și ce zice Cati? Zice, eu mă duc la Gun Store și îmi dă pauză la 11 și un sfert. De bine. Zic, du-te și tu la un team leader de la noi și vezi, poate să-mi dea și mie pauza măcar la 11, că știi cum e vorba, când te duci la pauza de masă, când mănânci cu femeia ta acolo, mănânci. Mai ai la caserole, mai ai la mama dreacu, că nu pot să mă duc, eu m-am lăsat de sandwich-urile astea de la un team. Deci hai că mă duc, până să ducă cartina asta, ăsta, ungurul ăsta era lângă noi, știi? Te-a auzit ce am vorbit, nu m-am ferit de nimeni. Și ce credeți, mă, că a făcut? S-a dus repede la team leader și a spus că eu ieri am avut pauză la 10 și astăzi vreau să ies la 11. Eu n-am știut. Când s-a dus Cati la team leader să-i zică să-mi dea pauza la 11, zice, da, dar aici a venit Andraș mai devreme și a cerut și el pauza la 11. Zic, cum a venit mai devreme? Da, a venit mai devreme și a zis că el a ieșit ieri la 10 și că nu mai vrea să mai iasă astăzi la 10, că vrea să iasă la pauză la 11. Ca să vedeți și voi șmecherie pe el, știi? Pe ungurul ăsta. Eu n-am treabă cu ungurii, n-am avut treabă cu ungurii. Dar mie mi-a spus tata în felul următor, toată viața ta ferește-te de ei, știi? Nu am știut de ce a zis chestia asta, dar am început să cred așa, știi, în anumite chestii. Și m-am dus, mă. Să-i zic și ar. Am stat de vorbă cu team leader-ul, mi-a zis că el nu știu ce, că a venit să ceară pauza la 11. El cu zâmbetul pe buze la mine, a venit la mine frumos la bench. Și ce mai zici, Cornele și nu știu ce, și alea zic, băi, ia dă-i drumul de la mine de la bench. Dar ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic, dar zic, n-am chef să stau de vorbă cu oameni nesimțiți și proști n-au ce căuta lângă mine. Nu că eu aș fi vreun inteligență, cine știe ce, de-aia foarte mare. Dar zic, nu ai ce căuta. Păi da, ce s-a întâmplat? Zic, bă, dacă tu mă auzi pe mine că eu m-am dus să-i spun ăsta să-mi dea drumul la pauză la 11, să ies cu Cati, cu nevastă mea afară, să mâncăm amândoi, că ea nu poate să iasă mai devreme. Tu ce ai căutat? Pe data n-am zis nimic de tine. Pe data, având în vedere că eram 4 oameni pe linie și eu vroiam să ies cu Cati la 11 și te-ai dus și tu să ies la 11, pe cine mai scutea la pauză ca să ne trimeată 2 și 2?
Nu că nu știu ce că îi zic, ia mă te dracu. Da, și vis-a-vis de bancul Kunguru, imediat să citești aici, scuze de întrebare, nu știu dacă mai ții minte, dar tu parcă ai spus că ai făcut serie de rol prin Transilvania cu șerif. De jucător era șerif sau mă înșel. Era primarul. Să trăiască domnul Cornel. Salut, George, ăsta ne mirte, pupticule. Da, și vis-a-vis de bancul Kunguru, sună cam așa. Și că se duce un ungur la un restaurant românesc, cere de mâncare acolo și la asta cheamă ungurul pe chelner și zice scuze, rogul frumos la tine să mă dai la muie. Și ăsta zice, doamne, ce să vă dau, rogul frumos la tine să mi dați la muie. Deci, domne, noi la clienți nu dăm în general la muie, dar ok. Ține aparat. Noi nu facem chestia asta. Domne, v-am spus să-mi dați la mine la muie. Domne, n-auzi că noi nu avem chestia asta și nu oferim chestia asta. Și dați-vă la mine, eu am soție acasă, amalea, tot ce. Domne, refuzați să-mi dați la muie, da? Vreau să vorbesc cu cineva mai mare din acest restaurant. Tot pe ritmul ăla de ungurește, știi? Vreau să vorbesc cu șeful dumneavoastră direct. Îl cheamă ăsta pe șeful lui. Da, spuneți ce s-a întâmplat, nu știu ce. Am cerut chelnerului dumneavoastră să-mi dea și mie la muie. Și ăsta zice, doamne, cum să vă dăm la muie? Doamne, vreau o la muie. Zice, dumneavoastră, sunteți nebun la cap. Noi nu servim clienții cu lămuie, cu chestiile astea pe care le vreți dumneavoastră, dar nu, e bine, e tot ok. Doamne, nici dumneavoastră nu vreți să-mi dați că aveți un restaurant de toată asta, nu știu ce, că de joasă speță de alea, bamă, și dă patronul restaurantului o bucată lui ăsta, soră cu moarte. Mamă, s-a enervat ungurul, a doua zi deja l-a dat în judecată, îl cheamă ăsta în fața tribunalului și zice, doamne, de la ce v-ați luat? Zice, doamne, eu i-am cerut o la muie. El mi-a dat o la muie soră cu moartea. Eu am cerut o la muie soră cu portocala. Ați înțeles bancul, mă? Nu l-ați înțeles. Bă, dar ce trebuie să strică ăsta așa, mă? Bune? 1600, bă, băiatule, bă. El a cerut o lamuie soră cu portocala, n-a cerut o lamuie soră cu moarte. Bun. Ai terminat, doctor, acolo? Mai am ultimul teren. Te duci și tu, Titi? Sper să-mi ajungă motorina. Te duci și tu pe teren la doctorul? Să stai până aia puțin, n-are rost. La jumătate, ce? Dacă nu, hai să mergem pe 11. Tot la muia luat-o, pe tot la muia. S-a înțeles, Cornele, s-a înțeles. Așa, pe atunci dacă vă băgați voi și pe 11, să puneți ce vreți acolo, mă bag eu să dau iarbă jos. După mă și pe acum. Eu sunt încă pe 8. Avem decât două semănători, doctor. Da, știu. Tu ai zis că mai ai puțin acolo și că pe urmă, nu? Și ai varul și de-al după 11. Trebuie var pe 11, mă? Ai fost tu până acolo? Când am arat, aș zis, Titi, că trebuie var. Mamă, ce-mi faci tu mie? A greșit la muia, Imediat. Zic eu dacă trebuie sau nu trebuie. Hai că mă duc să iau varul, dacă nu trebuie var să vezi ce. Nu trebuie, nu? 11 nu. Doctore? Fertilizat. Râs ca muta la salam. 105 lichene, mulțumim de apreciere, să rămână mult. E din cauza lui Nașu asta. Din cauza lui Nașu avem 100 de lichene.
A și zis Titi când am arat că trebuie var. Cu cine aram, că am arat eu cu tine. Da. Dar măcar fertiliza bine cu fertilizatorul ăla. La fertilizat, dar nu i-a mai trebuit arat, este? Da. Nu i-a mai trebuit var. Da, dreac cu bănașul ăsta, bă. De-aia mă iubești pe mine. Hai de capul meu. De-aia nu mi-am schimbat principiul de iubire în guriță. Vorba aia, clientul nostru, stăpânul nostru, strămânul nostru. A cerut, a primit. Să nu ne mai fie frică de insolvență, nu băgăm noi niște porumb pe 11 acolo. Și după asta îl tocăm și îl băgăm în siloze, să-l facem nutreț și vindem nutrețul. Nu? Nu. Nu intrăm în insolvență, dar liniște. Cu ce vrei să-l toc? Păi numai închirierea, fii atent, ca să-ți fac așa o de-asta repede. Yeah. Deci ne trebuie mașină de recoltat, da? Un cea mai ieftină e Jaguarul ăsta care așa... La genul să o închiriez, îmi trebuie 19.000 pentru ăsta, da? 19.000 pentru ăsta, după care ne trebuie și un tăietor de ăsta în față. Pentru clasul ăla, e, unde e clasa aici? Așa, încă 6.000, deci 19.000 și cu 6.000, 25.000, doar ca să închiriez să-l toc. Ce drag, ce mai iau, ce mai primești, ce mai... încă nu merge combinația asta. Chiar ne-am uitat, a băgat ceva ăștia pe la ofertă. Avem un tractor la ofertă la 19.000. 100 de cai puteri. Uite și un stivuitor aici. La 20.000. Iar m-am băgat pe aici cu astea, mă, ce înalt sunt. Ce înaltă sunt. Pip, pip, pip. Am greșit la muie. Ce punem pe mâinși pe la muie? Ce-o văs acolo? Acolo am avut floarea soarelui. Dar nu mai punem floarea soarelui, că mi se pare că avem terenul la mare cu floarea soarelui. Oricum ăsta de ulei merge destul de greu. Pune tot așa, ori grâu, ori ceva să putem să facem făină, că vindem tot acolo. Tet vindem. Dar dacă vreți, puneți rapiță, dar nu știu, nu prea iese așa foarte multă rapiță și nu avem niciunde să o depozităm decât să băgăm la ulei. Sunt două de rapiță. Sunt două de rapiță? Da. Când rotești de volan, îți pocnește volanul? Nu. Nu. Doctore, tu mai ai semințe? 300 de litri. Am revenit bine, A, da, tu ai semințe grâu, dar de ce vrei mai ai la tine? Eu n-am semințe de ce vrei. Ce vreți? Apropo, vedeți că trebuie să cumpărăm semințe în ăla, în silozul ăla care l-am pus eu. Griu. Japiță. Babi de soia. Putem să facem ceva cu babi de soia? Mă întreba că se auzea ceva ca și cu... Că îmi pocnește. Am înforțează volanul, că i-am dat eu ăsta mai mare de la feedback, știi? Și
cum îl forțează și atunci face un fel de clank așa, dar nu la genul să pocnească. Face un zgomot. Soia sunt scumpe și scoți după terenul ăla, nu știu dacă scoți o remorcă. Mai e, până 19 mergeau boabele de soia. Puneai boabe de soia ca la Balamuc, era nebunie. O râgă? Sorg am pus eu. Avem două terenuri. Taptele, dacă nu mă așa e cu sorg, nu e așa? 13 și 10. Porți. Gata. Afectează cu ceva? Sare volanul sau nu? Nu sare nimic. Dacă nu mi-a sărit mie în 5 ani de zile, de unde dracu să mai sar? A ce e genunchi să sară? Da. Sare rotula. Rotunda. Iulie e ziua 1. Dacă facem astăzi toată iarba și o cărăm la nutreță în silozat, până în iarnă mai avem timp să mai facem o dată gen fân și iarbă normal. Iar mai avem nutreță în silozat. Nutreță în silozat, nu mai. Păi mâine, am pus astăzi, Cosmin, episodul. Păi mâine avem de... Unde să știa Dan Cosmin? El intră în mac... El se uită la episoadele de roleplay. Dacă e pe combinație acum, ce face Andrei? Ești bine? A intrat pe combinație. Îmi spui de el, îi ardea lui de episodul pe de roleplay. Era acum, ce face Andreuț? Ești bine, mamă? Știi, eu sunt Adam. Mi-a zis Cosmin că sunt al doilea. Mă duc să pun semințe și mă îndrept spre 11. Și ce punem pe 11 până la urmă? Ce a zis Titi? Ors sau ce s-a hotărât? Ors. Mi-a plăcut tare matematica ta. Tare azi, da? Nu știu ce matematică mai o întrebați că am, în afară de episodul de astăzi, mai avem 7 care noi le-am făcut și îți dai seama că tot făcând alte episoade, mai le știu exact pe toate, pe toate, pe toate, decât să, o să trebuiască să mă uit și eu la ele ca să pot să stau de vorbă de episodul gen actualizat cu voi pe ăsta. Dar să le vedeți pe astea ultimele 3. Hai de capul meu! Hai de viața mea! O să vedeți ce suferă patraulea cu Veronica. -21, 6, da? Ia uzi. Înseamnă că am făcut tare, am făcut ca lumea, pe profit. Mi-ai făcut și pe Natraian și pe Titi de comandă. Păi, trebuia să scuși niște bani pe porcie. Revenim, băieți, am fost să pun niște paie pe foc. Oh, 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 oh. Am fost să pună paie pe foc. Pa cine ai fost să enervezi, mă, băiat?
L-ai uitat la editare pe stele, te apucă și pe tine plânsul. Dar eu la edit, și ca să înțelegi Ștefan Lix, eu nu editez nimic. Doar filmez, adică dau recording și cam atât. La mine acolo se termină toată chestia. Neața, Neața Sparky! Ma! Paleu Stupa, salut Cornel, salut, salut! Famă Sparky! Bine, sănătos, voinic! Mă refeream ca să mă uit la videoclip. Am decât să mă uit și la fel ca și voi. La videoclip. La gen o să-mi aduc aminte așa de el. Da, 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 da. Deci tu nu te uiți, a? Tu pui pe noi să ne uităm, dar tu nu te uiți. Te-ai uitat la videoclip azi, mă? Vezi ce ai făcut acolo cu porci? Ce țapă ți-am dat? Nici tu nu te uita, drept. Zici? Zic. Adevărat zic. Îți aud tăinit. Nasol, nasol zici. Dacă era sâmbătă, duminică, da, puteai să... Dar l-ai făcut pe Titi Dubițar și avea emoții. Puteai să mă acuzi așa ceva. Dar ținând cont că azi am lucrat... Da, te-am făcut la minutul 12. Da? Da. A fost un cartonaș galben la minutul 12. Da? Da, un fault în atac. Probabilitate de 80% hands, dar nu s-a întâmplat. Salut, Cristian Ticlengu de Cupticle. Alex Jantă, ce faci Cornel? Ce să fac, mă, Alex? Dăm pe aici cu joacă. Ne relaxăm și noi puțin în seara asta. Că dacă am promis că facem live, facem live. De fapt, n-am promis, așa mă acuză băieții pe aici că am promis că alea, că de alea, că ai zis că faci live, că ne-ai mințit. Deci zici și mie, ce punem pe ăsta? Wars, o văz? Orz, bă. Orz, am revenit, bine ai revenit, bine ai revenit, oricum. De văzut mai târziu, doctor, vezi. O să punem și o văz mai încolo, că vreau să iau și niște cai. Trebuie să cumpărăm și porcii aia. Trebuie să ne uităm să vedem ce ar trebui pentru mâncarea de porci. Porumb. Trebuie să ne facem... Nu, nu. Porumb, mâncarea de bază. Ia să mergem aici să ne uităm. Big Food Mixer. Și avem așa. Deci ca să înțelegeți ce ne trebuie. Ne trebuie 50 de cartofi. 50 de ceva mădre cu ăsta aici. 50 de sfeclă. 500 de sorg. 500 de porumb. 250 de ovăz. 250 de grâu. 250 de orz. 200 de rapiță. 200 de soia. 200 de floarea soarelui. Ca să ne dea 1000. Băi. 2, 4, 6. Mam, ce ne tar de ăștia, bă, la mâncarea de porci, ce ești nebun la cap, mă. Bă, ia uitați-vă, ca să ne dea 1000 câte, adunați voi toate astea de aici ca să vedeți când ne dă. Numai, avem 1000 numai aici, la sorg și porumb, da? Și pe urmă, toate astea pe aici ne mai duce încă o grămadă. Ha! Bijnițar! Asta da, ce i-am luat eu, i-am dat țeapă la aia, dar ce nebunie ne luăm noi aici. Ce căcot. La minutul 12 a zis bine, băi, da? Toate fetele cochete să meargă pe biciclete.
Unde da, nu înțelegi, Veronica, când te-am văzut lovit la TV. Iar stai, mă. Hai de capul meu. Are o problemă cu tine, Veronica, de da, tot timpul te păstrezi, mă. Cred că a vorbit cu Naș. Îi aduci bani pe masă. Ce a zis? Dă-mi o idee. Am făcut de toate și tot lui e bine. Salut, Gabriel Anton, de copticule. Salut la toată lumea de la Duicu, Florin, ola, ola, băieți, vă pup. I-am făcut de toate și tot lui mulțumit, bă, băiete, bă. Mamă, ce combinație am făcut aici. Combinație, mă. Mă, doctore, cu 2000 la oră, nu, a? Hai mă că mi-a înnecăt actorul ăsta, că n-am greutate pe fața la asta. Eu nu pot să stau pun cum trebuie. Mă, micule, doamne! Nu ești tu o greutate? Nu voi mai ai. Nu, Cornel trebuia să se că e mai greu ca mine. Unde să mă sui? Pe UTB-ul ăsta. Vrei să vin eu acolo? Te las aici la iarbă? Nu, las. Nu, mă descurc. Te descurci, este? Dacă e ceva în farming-ul ăsta care nu-mi place să fac, e să tund iarba și să o adun. În schimb, n-am nicio treabă. Poți să mă pui la cartof, poți să mă pui la sfeclă, poți să mă pui la ce vrei tu. O poți să încep cu altceva dacă tot... Poți să te pun? La căpă nu te-am să te pune? Să știi că la muie nu vreau. La muie. Rareș Tomi, salut, amin de la muncă, salut, Rareș, binevenit. Emil Lucă, salutare, echipine, pic, salut, Emil, salut. Au, dar ce bine a furat e pământul ăsta. E bine a furat, mă? Cine-o dat cu spun pe ea? Mă, micule! Nu știu de ce, dar undeva în zona asta pe aici avem un pic de lag. În zona asta pe aici ce dreapă, că nu e nimic. Face și baloz? Nu, baloz nu face. Facem că avem mașinăria aia de procurație cu tană mixtă. O să cărăm acolo, știi? Ce zic? Și n-are rost să faci baloț, ce? Ce să fac, să-i bag, urmă, baloțe acolo? Gare-i, păi, dregii, alea. Mai... Dă frizuri la hartă, că îți dai seama că nu faci câțiva baloți, faci o comadă. Plus de asta ce noi ne numim mai risică cară, o să facem mai baloți. Dar și așa. Mă mir, dacă era acum pe lare, trebuia să zic că să comenteze ceva. Vezi că noi ne-am limitat doar la baloți, în farming-ul ăsta. A mai venit, e supărat. Asta îi trece, mai stă o dată. Știe vorba aia cu cine se supără mai stă o dată, da? Da, el nu știe. Nu știe? O învață. Mai am multe brazi de aici, mă. La 2, 3. 3!
Brăzdălici, brăzdălici. Mădălin Stoica, salutare tuturor, salutare Mădăline. Măi Mădăline, mă. De două pizdulici, două mari și două mici. E, mamă, cred că am găsit păsările. Era altceva, 122 de like-uri, să rămână mult boys. Ne apropiem și noi de targetul ăla, facem și noi 150 de like-uri ca să nu mai stau de, să mă, aici cu voi. Să vă zic de like, de like, de like, pe urmă ce vreți, aia se întâmplă. Rata clare, suntem la... Salut, poți încerca dacă postura din față merge cu cea din spate legate toate trei pe FS19, merge? Nu merge. 22 nu merge. Da, așa că n-am înțeles. Poți adică încerca... Să ai costura pe, de aia de pe față să vă ai tot pe spate. A, da, merge. Nu merge. Ce știu eu, nu merge pe două ori de. De ce nu merge? N-am încercat-o, dar o să încerc. Stai să termin aici și o să încerc. Dar sigur merge. 19 mergea, pe două ori de, eu am încercat și n-am putut să le agăți. De ce să lățești iar, bă? Nu vreau să se lățească. Spune-mi, poți să mai sus pe chat sau scriu din nou? Scriu din nou, ticule, ca să nu mai dau eu alt de aici să mă duc pe chat mai sus, alea sunt, alea sunt, alea alte, că n-are niciun rost. Hai să facem și un studiu de casă. Uite și tu, tractorul lui Titi n-are pic de jec pe el, al meu e... Varză. Te varză murată? Și ăsta va trebui să fie pusă invers? Ca să am legătură? Că altfel nu înțeleg. Boca, salut, salut, ticule. Dacă nu mai știu nici eu exact cum era, că mai are ceva de prindere aici pe spate. Așa, ca să ne uităm, să vedem exact, deci dacă vine așa și pe urmă cum o prinzi, dacă e să o prinzi, știi? Ăla vine prins de acolo, aici văd că ar mai merge ceva de prins, dar nu știu dacă e exact ce trebuie. Pare că astea sunt puțin modificate față de alea de 19. Pinci ăla? Vezi să punem ceva și pe ăla? A? Pe terenul 5? Dacă mi-ar da așa, ar fi fost bine, dar nu are. Alea sunt picioarele când o decuplezi, da. Asta mă uitam, că nu merge la asta. Nu, no, mi-e că am încercat și eu. La cealaltă, după 19, puteai să prindi și pe parte și pe alta. Nu mai avea picioarele astea aici care se lăsau în jos. Adică puteai să te prinzi la asta și mergeai așa cu totul, gen pe invers. Eu nu văd cardan la cea mare, pe de-asta stau și mă ușor și nu merge. Operații reușit, pacientul decedat. Operații reușit, pacientul decedat. A, doctori, punem ceva și pe cinci ăla? Pe 5 ce? Nu-i pus? Nu-i pus... Nu-i pus nimic. E șant! Hai bă!
Ce ai făcut, Bobiță? Te-ai infipt? Te-ai uitat? Te-ai uitat, nu? Ești bine, fata mea? Am mă uitam eu la iarbă. Dacă... iarba tunsă... iarba verde de acasă? Corect aferent? Corect corespunzător aferent. Bă, dar să oprești ăsta, bă, din metru în metru, bă, băiatule, bă. Ce ai, bă? E grea aia, cum e ce... semănătoarea? Da. Semănătoarea. Cu asta ce vrei să pune? Da. N-am pus nimic aici, pe ăsta? Pare că nu. Deci știa ceva, doctor. Doctorul, pe asta trebuie să semănăm un pic de var, prima dată. Ăla trebuie de var? Cu var. Ma, da. Știa, mă, vezi că știa, pă. Ia, da, nu... ia ziua corectă. Nu era pe treaba lui. Lasă semănătoarea aici. Nu și ia aia de var. Vine Cornel și ia semănătoarea. Cum să vin eu să iau semănătoarea când eu am treabă cu ea? Câtă treabă? Trebuie să mă apuc de cărat ăla de acolo. Trebuie să mai închiriem încă o remorcă ca să cărăm toate terenurile cu iarbă. Nu știu ce să fac, l-aș face și pe ăsta de aici. Terenul ăsta cu iarbă. Dacă tot aia la fel și vedem noi. A, dacă tot aia la fel și vedem noi, ia vino și bagă-te la iarbă. Ia lasă tu, nu mai o bagă la iarbă. Ia vină, ia vină, vină la semănătoare, hai. Ia vină cu ăla iarbă, iarbă, că mă duc eu la semănătoare. Ia uite, bă, băiete, că dacă tot ai ăla... așa, deci ce băgăm aici? Împrăștia var. Nașule, te dai tu cu varul? Păi, unde crezi că mă duc acum? Gata, stai să trag tractorul deoparte. Îl bag la umbră aici. Na, bine, liniște. Liniște și pace. Ai putea să faci tu un gest bun și umanitar să vii să iei cu mașina, bă, sacul adevăr ca să nu mai o mișcă până aici? Cred. Chiar să mai iei vreo 2 saci de var. Serios? Pe bun. Hai, cap. Are eu ăsta, știi? Bine. Hai, dar știu să-i bing back unde. Dacă-dam. Zumba, zumba, zumba la... mamă, se duce varul pe ăsta. A, cred că trebuie să abordăm, să luăm o mașinărie de aia cu un de var, că e deranj. Gata, am rămas fără var. Adevăr, îi dă lățime să împrăștiește. Dar consumă foarte repede.
La muzică nu pui, nu. Mai pun muzică că nu ne dau ăștia voie pe aici, și să punem muzică. 6. Cumpără. Vede cu copyright-ul, cu nebunicul, de-alea și nu și are rost cu Raul Cristian. Dacă, și cu asta lumea e și complicată, unul vrea să asculte nu știu ce, unul vrea să asculte nu știu cum. Dacă pui manele, pui manele și că unii nu sunt manelari și că ăla e manelar, cocalar. Dacă pui altfel de muzică populară, zice, uite și ăsta ce bătrân ești, ce nu știu ce și că o fi copățit, mai bine așa nu mai punem deloc. Fiecare ascultați pe fundal, vă puneți acolo ce vreți, taca-țaca, maca-maca. Era să iau și eu virajul ăsta dacă... Urr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 r
Sunt curios să văd dacă ne ajunge saci ăștia cu barbine, mai am doi la magazin, dar... Mai mă, dă-i drumul. Că este lui, dar a pierdut jumate de sac numai pe iarbă. Dacă a plecat greu tractorul, ce vrei hai să fac? Hai de capul meu. Dar de ce ne-ai plecat cu tractorul și pormă să apeși beu? Păi am dat păi, să plece de eu azi. Nu fac economie cu ăsta, mă. Deci eu nu fac economie cu el. Mamă, sărac cu tractorul ăsta. Antonie Popovici. Dar ce fac cu trenul din FS19? Îl folosești. Trenul. Folosești pentru a muta grâne dintr-o parte într alta, pentru a exporta grâne sau pentru a vinde în cantități destul de mari grâne, lemne și alte nebunii. Bun, ce am zis că punem aici? Tot orz? Punem tot orz. Orzeanu! Orzaica! Pot juca cu tine? Nu. Mașule, mă anunț dacă rămâi fără bar. Mai am 2 saci la magazin cumpărați. Sunt terăstor, drept.
Am revenit, bine ai revenit, Gurgeanu, logic. Ce-mi place la tractorul ăsta? Când stai în interior, nu știu dacă auzi și voi exact ce aud eu, dar când stai în interior are un sunet specific de la transmisie care se aude exact cum trage, cum se agață, cum alea. Foarte, foarte mișto sunetul ăla cu bota asta în interior. Parcă sună un tractor de ăla. Cornele, te-ai gândit tu așa printr-un calcul matematic foarte complicat să joci cu mai mulți oameni? Când făceam chestia asta, Ștefan, când mă jucam cu 11 oameni, eram 11 oameni pe server, jucam și fotbal, jucam de toate. Numai că v-am spus și mă repet, oamenii vin și pleacă. Neapărat vin și pleacă pe greșelile mele, poate ori fost și ale mele. Dar vin și pleacă pe greșelile lor. Oamenii nu se pot ține de cuvânt și nu pot fi oameni serioși. Genul, bă, frate, am mâncat un căcat, mănânc un căcat. Dar dacă sunt puse niște chestii bine stabilite la punct, de ce m-aș căca pe ele de chestii și să fiu mai presus de cineva? Cam asta se întâmplă în ziua de azi. Zice mie la ce să fac eu și cum să fac eu. Nu neapărat cum să faci și ce să faci, dar acum. Când ți se urăște cu binele, tind să mergi și în altă parte. Alex Mobile Gaming, salutare, salutare, Alex Mobile. No, ideea e când te humbl la ceva, trebuie să respecti un anumit timp, un anumit proiect și inclusiv persoana care a propus proiectul și tu ai fost de acord. Nu neapărat să respecti persoana sau proiectul sau ce știi. Ideea e că dacă aș fi făcut eu de capul meu și m-aș fi la genul folosit de ei la modul propriu, aș fi zis, da, a, gata, repede, că eu vreau, că nu știu ce, aș fi zis, dar așa, atât timp cât vorbești cu ei ca și o echipă și toată lumea poate să vină cu idei și toate alea, dar ei fac doar cum vor ei, nu mai bine. Dar am întrebat, că sunt câțiva oameni care vor să joace, dar acum, cum vrei tu? Parcă, cum vreau eu, nu e cum vor oamenii. Sunt o grămadă de oameni care vor să joace cu noi. Nu chestia asta cum ar deranja că să am oameni cu care să mă joc. M-am zis, mi-am pierdut încrederea în foarte mulți oameni, oameni care nu mă așteptam și nu mai stau să mai dau așa multă importanță. Până încep să cunoști oameni, de dacă eu am avut oameni cu care am stat la masă, cu care ne-am distrat, cu care am dansat, cu care am făcut o grămadă de chestii și s-au frecat. Da, păi să mai iau pe unul de la alt, de la zero, de la nu știu ce și v-am zis, mi-era foarte simplu, luam un server cu 16 sloturi, intram la farming și din toată lumea care l-avea, intra câți erau acolo și stăteam cu serverul la full. Dar nu vreau chestia asta. Care apuca, care nu? Ne, pe configurație de genul merge FS22 și scump. Lenovo IdeaPad, procesor Intel Core i5-11320H. 8 giga și împreună cu, hai că un GTX 1650 îți merge la minimum, dar tot trebuie să faci niște setări. În principiu, greu. În principiu îți merge, dar nu să joci la full. Nici măcar. În principiu merge, dar trebuie să ajungă să se prăjească, adică să se supraîncălzească. Trebuie neapărat un cooler la laptopul ăla. A, depinde acum ce are, că îți dai seama, nu e vorba de chestia asta. E vorba. să n-ai vreun battleneck pe procesor și pe placa video. Că mi se pare că 11320H e cam mare pentru 1650, nu știu de ce au pus 1650 la procesorul ăla de 4 GB, adică e cam dă peste ochi procesorul ăla la placa aia video de 4 giga. Cum
cum e și la tine. De fapt, da. La tine procesorul e potent, ai putea să te duci pe 2070 chiar? 2070 e recomandat. Așa, dar... Am un battleneck de 30%. 1060 ăsta. Dar ăsta... Îți dai seama dacă l-aveam pe ăla de 3 giga? E 11370H. Ba ba ba, 144 de Hz, ba, Nvidia 3050 Ti. Da, Raul Cristian, dar de ce vrei tu laptop, tati? La banii aia care dai pe laptopul ăsta care mi l-ai scris tu acum, îți faci o unitate de... te joci mai toate jocurile. Dacă vii de la Lenovo, este integrat, Raul. Asta zic, nu poți să-i schimbi placa video, să-i faci un upgrade de la RAM, de la... Ca să înțelegeți, toate plăcile video, chiar dacă scrie că e dedicată, este integrată, este lipită pe placa de bază. A. Dacă nu mă credeți, îți faceți un laptop care scrie că are placă dedicată și o să vedeți. Doi la mână. Plăcile dedicate nu intră în funcțiune decât dacă le pui pe HDMI-ul, portul de HDMI. E cam ele... plimb, dar te plimb aiurea. Așa, ele dau, cum zice, ele intră în funcție doar dacă le pui pe HDMI. Dacă nu le pui pe HDMI și folosești laptopul, da, îți folosește procesorul ăla, dar primarul este aia integrat. A procesorului. A procesorului, adică... Vă spun pentru că eu am avut surpriza să găsesc lucrul ăsta, scria dedicat la primul laptop care mi l-am cumpărat, am zis că mi-au dedicat, că știu eu, că așa. Și surprize, surprize. Când am zis că schimb și eu asta, de fapt, ca să schimb placa aia video, trebuie să schimb tot. Surprise! Putere, nu? Da, eu nu recomand, n-am recomandat niciodată laptopurile pentru... Dacă ai un laptop care decât să-ți faci așa la genul să pleci pe undeva, intri în el, ai intrat puțin în joc, cât să ai niște jocuri de-astea, mă, nu la genul de farming sau cine știe ce, care îți mănâncă resurse și nu sunt optimizate, și mie îmi mănâncă resurse și uite, hai că-ți fac și streaming în același timp și alea, dar să stai și pe multiplayer să te joci cu cineva și alea, pe un laptop de genul, pe ăla trebuie să stai cu stingătorul lângă timp. De exemplu, un laptop e foarte bun dacă e jucător de LOL, dacă e jucător de... De ceva care nu-și cere resurse așa foarte mult. Chiar și de Counter, că până la urmă poți să joci și pe niște detalii. Oricum se joacă pe detalii minime, Counter-ul. Da, poți să joci Counter-ul. Așa, dar dacă vrei să joci jocuri mai potente... Dar nu știu ce FPS-uri ar scoate. Dacă duce totul la minim și chiar și cu placa aia și așa, ajunge în 100, 120, 130 de FPS-uri, liniștit. Da. Ideea e că același lucru vreau să... Lutitii merge sau are PC pe Lutitii merge că are un laptop, ce laptop ai tit? Are un laptop, am dat o grămadă de bani pe el. Lenovo Legion 5. Lenovo Legion 5. Pare că 3070 are pe el, nu? RTX 3060. Ala de 12 sau ala de... Și un laptop de ăla ajunge undeva la 2000 de euro, liniște capul. Cum are titi? Dacă a aruncat cineva un smog lângă tine, ți-a foc laptopul, ce smog. Am preferat Lenovo ăsta, că ce am citit despre el are răcirea destul de ok și văd că ăsta... Dacă să înțelegeți diferența între... Okay. Diferența care este pentru faptul că Titi și-a luat laptop e faptul că el e pe tir, nu are cum să-și ia unitate. Dacă i-a avea posibilitatea, eu zic că își făcea unitate. Dacă stăteam banii, acasă, clar nu făceam unitate. Cu banii care i-a dat pe laptopul ăla, își făcea unitate de Mureanu. Eu cu ce am un PC la un smoc, în ce semn vine să arunc PC-ul pe geam, da, ți-ar alește mult smocul ăla, dar vezi, vendeta, că există o chestie pe care trebuie să o faci în Nvidia GeForce, întreabă pe Sparky, care trebuie să știe
în care poți, ca așa trișează ăștia în momentul de față, poți scoate densitatea smoke-ului din Nvidia GeForce și te poate ajuta foarte mult să-l optimizezi. La genul, dacă scoți foarte multă densitate din smoke-ul ăla, s-ar putea să vezi și până el. Multă lume face chestia asta. Vede doar așa, ca și cum mai vedea în ceață puțin, dar nu mai are densitatea aia maximă, știi? Titișor unde a dispărut? Cine? Titișor. N-a făcut eu schimb cu el, nu-i la iarbă. Ah, l-ai trimis la iarbă? Da, da. E la ierburile. Nu am nevoie de un vag ban. Da, și asta, și asta e. E o chestie. M-am dus un pic la iarbă, doctore, ca să nu apară în cadru acolo. Că-s cu iarba în bot. Iarba verde de acasă, măi. O luăm și o băgăm în silos, da? Ai zis. În silos, facem nutreț în silozat. Da. Toate terenurile de... astea le băgăm acolo, facem nutreț în silozat, după care va crește, adică... iarba iar. Stai așa ca să înțeleagă, care silos? Adică care silos? Cum o să înțeleg cum a fost întrebarea asta, cum adică care e silos? Să nu pun în silosul în care pui cereale și alte lucruri. Dacă ăla face nutreț în silozat? Nu face nutreț. E păcat pe Steam de level 73 să apară un vag ban. Băi, adevărul că chiar ar fi păcat. Eu nu m-am uitat ce level mai am pe Steam, dar chiar ar fi destul de păcat. Vezi acolo, cantul ăsta e vag ban. Sincer, mi-e dor așa un pic să joc un pic de Counter. Ne instalăm Counter-ul? Și faci mai cu Counter-ul? Să vorbesc cu ăștia la Chris să fac un abonament de mouse-uri și de tastaturi. Level 31? Aaaa, voi ați făcut level-e că v-ați făcut o grămadă de prostii. Știm noi cum ați făcut level-e, zici și bine ce level am. 20, cred, parcă, nu mai știu cât. Eu cum ați făcut voi level? Am făcut din badge-uri, da. Din badge-uri. De cum ați făcut badge-urile alea, ca să nu intrăm în mai multe discuții? În badge-uri, cum l-ați făcut, tot în badge-uri. Mă găsesc niște batisei. Batisei din casă, de doctor. A, am uitat, las. La mine e făcut ăla 31 doar câte jocuri am dat cadou. Până am aflat că există și alte site-uri, gen Instant Gaming, neba bucă. Uite, m-am uitat în altă parte și am lăsat-o pe tine. Hai de capul, de ce te-ai uitat în altă parte, mă? Am zis, în porno. Te-am zis să nu te uiți în altă parte. Au un PH care lucrează pe celălalt monitor. Hai să zic imediat cât am investit în Steam. Ia... Să vezi acum cât ai investit în Steam. La cât ai investit în Steam, putea să-și ia calculator nou. Da, da. Unitatea așa ar trebui să devină fierbinte în 3 ore. Adică să devină fierbinte. Mie pe calculator nu merge foarte bine. Unitatea centrală se încălzește repede, dar nu știu de ce. Când pun mâna pe ea, în 3 ore e fierbinte. Mai trebuie desfăcută, curățată, așa aia. Mai scos praful din ea, mai... Schimba pasta termoconductoare, mai... Chestii de-astea. 2000 fără 6 euro.
Mamă, ce calculator și făcea vendeta, mâncați așa. 2000 fără 6, fără 60 de eu. Ce calculator își făcea vendeta? Calculatrice, nu așa? Băleu! Eu cum s-aude transmisia la asta. Câte fabrici mai avem de cumpărat? 1994 de euro, hai de cap, mă. Se ia ceva de acolo, vendeta. Bă, unde-i țacul ăsta de farmă? Andrei, salut, salut. Deci pe terenul 4, e un sac de far pe aici, dar nu-l găsesc. Terenul 4. Da. Descraftează pe o lopată și vezi că e îngropat. Știți care e cel mai mulțumit? Copilul ăla care se bucură că i se aprinde laptopul, corect? Dar, hai să-ți mai zic, ceva, Ștefan Lix. Mulți părinți face greșeala să cumpere laptopuri copiilor care nici ei nu știu ce înseamnă un laptop. Zice, te-am dat 70 de milioane pe laptop, putu-s Dumnezeu și icoana și Hristosul mătii și tot te plângi că nu știu ce. Dau banii pe toate căcaturile. Sau vorbește că are el un coleg de muncă care are de la fisul un laptop care l-a schimbat fisului, un de la care la 25 de milioane și mai dă 5 milioane de băut și ia lui fisul laptop. Te trec, ori te duci și te interesezi de la A la Z sau te duci la cineva care știe despre ce este vorba. Bă, mă, Cornele, de ce nu e bun? Ăla e bun. E bun, pentru filme. Bun. Bun. Pentru filme. Așa a făcut și un chemiu. S-a dus și a dat, nu știu cât, pe timpul ăla atunci, i-a dat la... vreo 20 de milioane pe nu știu ce laptop, când a venit cu el, băi, de-abia ne chinuiam să-l aprindem, mâncați ăștia, deci dura undeva la vreo 6 minute să se deschidă Windows-ul. Bun, n-a fost nimic, am zis, băi, gata, hai. Mergem la John, a mers la John, i-a schimbat la Windows-ul, a încercat să-i facă tot ce a putut în putință, programe de curățare, de dragi, de laci. I-a pus el un hard mai rapid, un nu știu ce dracu pe acolo, Seagate de la mama dracu cu mai multe rotații, cu nu știu ce, fai de capul meu, gata, ci că l-am făcut. Într-adevăr, nu mai dura 7 minute să intre în Windows, dura undeva la 4 minute să intre în Windows, dar dura. Pe urmă, când a zis, zice pe prieten că vreau acum să intru, nu știu ce, să joace, zic, băi, lasă-l așa cu ei, ăsta nu e... Nu e de joacă. Eu uiți la un film, la un desen animat, la... Dar vendeta, dar tu poți să-l vinzi pe la tate, tu poți să iei bani pe calculator la o grămadă de bani. Am mai văzut pe unul care caută tot așa, mai știu unul, pe unul Florin Coclea se numește. Vrea și el calculator, dar îl vrea cu luminițe. Desperat de luminițe. Da. Toate luminițele să apeleze la Florin Coc. El vrea cu luminițe. Bă, tai dracu, la unul cu luminițele tale. Nu, domne, dar îmi place că se vede frumos. Pe ce, stai cu ochii în el sau stai cu ochii în monitor unde vrei să te joci, unde să te ajut? Mă, și mie îmi plac luminițele, dar alea poți să ți le iei pe parcurs, după ce ți-ai cumpărat piesele. După ce ți-ai cumpărat piesele și ți-ai făcut calculatorul să meargă, pe urmă bun, poți să ți iei luminițele. Deci, te-ai început să cariară, bă, nu? Da. Bun, mă duc să... să mai închirie și o remorcă. Și eventual, cred că și nașul. Care era? Asta era de 23. Închiriază 2300. Nu se aude la măgălă, magazin. Ca fapt divers, dacă ai vrea să știam, un nepot cu handicap la cap care părinții lui i-au luat o tabletă
și copilul acela a învățat mai bine engleza decât româna din cauza tehnologiei. Da, e vorba că la asta, e vorba că acumulează foarte repede, mai ales dacă sunt copii, și alea acumulează foarte repede. Numai că sunt alte vremuri, Ștefan. Ștefan, hai ca să explic cum stă treaba. Da, tableta este foarte bună dacă vrei să înveți. Problema e că ăștia care au scos aplicațiile astea și jocurile au o chestie: nu te lasă să câștigi la ele decât dacă plătești. Yeah. Și copilul ți intră în jocul respectiv ca să se recreeze și joacă și la un moment dat îi apare reclamă ca să poți să iei asta. Uite, plătește 20 de lei ca să ții asta. Nașul tot știe. Tot așa. A plătit? Da. Nu, am avut pe cineva care tot la fel i-a făcut cadou cu tabletă și i-am zis: bă, nu-i face cadou tabletă pentru joacă, că o folosește pentru văzut filme, pentru uitat la YouTube, pentru asta e altă mâncare de pește, dar pentru joacă. Ai și utilaje cumpărate sau doar închiriate? Adică am utilaje cumpărate sau doar închiriate? Uite, de închiriat sunt decât astea și e o singură remorcă. Articole închiriate, restul sunt cumpărate. Astea sunt articolele deținute gen cumpărate de noi. Florine, lasă că încă nu ai fost încă executat, ce să spun? Mai... Nu știi ce, ca să-ți explic cum a făcut Florin, a zis așa, tu nu erai. A zis așa, au zis ăștia de la PC Garage că dacă pun alți RAM pe care iau ei în stoc, îl scoate mai repede, știi? Îl dă mai repede. Dar el a sărit de la RAM DDR5 pe 6000 frecvență, a sărit la RAM DDR5 pe 4800 frecvență, știi? Și de ce a sărit la aia? I-a plăcut lui că avea pe deasupra la RAM acolo un pic de luminiță, știi? Era de la Fury. Da. Păi, ce, se explică și alea care le-am pus eu tot luminițe au? Că majoritatea RAM-urilor acum sunt luminițe, numai era tehnologiei LED pentru plăcire și pentru căcat dragi. Crede-mă, eu când mi-am făcut calculatorul, nici măcar nu știam că placa mea de bază are luminițe. Când am pus-o și am pornit-o, am aflat că are luminițe. Da. Rami, când i-am ales, nu i-am ales după luminițe, i-am ales după ce dădeau. Și ne-am prins și la un nu m-am uitat după luminițe, am luat laptop PC specialist. Bang, ding, bang, ce? Ce era mai mare și scria mai mare pe acolo? Procesor cel mai mare. Placă video cea mai mare, 3090, tuc, la momentul ăla când l-am știut. Ce tare, placă de bază cea mai mare care să potrivească, tuc. Ce SSD-uri era? 970, cu Evo, cu nu știu de care, pe M2-ul, pe mama dreacu, tuc. Am dat la click-uri și am ieșit 4976 sau ce, da, 4976. Gata, am făcut, când a venit iubirea mea și a zis că ea a zis. Poți tu calculator, că eu am zis, bine, zic ăsta aici. A zis, ia-ți-l că eu îl plătesc. A zis, ia-ți-l, eu am avut încredere. Eu am făcut mare transfer de 4976, da? Pe timpul când altul făcea live-uri și spunea că dacă deschide congelatoarele o să... o să începem să plângem, știi? Eu făceam transfer de 4976 de lire. Cum am pufunea și râsul, știi? Și acum, când va veni vremea să-l dau pe ăsta lui Cati și să fac altă unitate, nu mai facem așa cu talea mari, cu talea, facem de la mai mic. Mai mic. Mai micuț. Luăm și noi toată tehnologia de prostime pe care am acumulat-o în acești ani. Alea, trebuie să pun iar... firele astea. Îmi plece și mie cardanul. Nu vine nicio vreme, las-o așa în forța. Nu, iubire, că dacă în cazul în care vine iarna, de, și încep să patineze, ai. Deci cu calculator cu sute cu mașina acum. Nu, no, dar n-am treabă cu unitatea la genul sus. N-am, la ce mă joc eu n-am treabă să îmi dea probleme sau ce știi ce. Așa am zis și eu.
În schimb, am vorbit cu HBK, a zis că vrea să schimbe calculatorul și i-am zis, bă, dacă dai mie placa video, mi-o faci cadou. Are 2000, are 2070, super. Da, pe aia mi se pare că are aceeași placă ca și, ca și a mea. Super OCU. Dar el are de la... A, da, sub, nu, super, așa se numește. 2070 super, următoarea, cum ar fi TI-ul. Băi, următoarea după mama lui Drake. Există și 2070 Ti și există și 2070 super OC. Așa se numește. Care pot fi și overclockate morților de plăcere. Pana mea, când a fost plăcere 100 de milioane, nu m-a mai interesat, că n-aveam de unde să mai... Dracu, cum m-am uitat, mi-a cumpărat sempa asta, 1060, și după aceea a venit nebunia cu plăcile. Și când m-am uitat la placa mea și am văzut că o făcuse de la 13 milioane cât am dat eu pe ea, o făcuse de 20 și ceva de milioane, am zis, Doamne! Poate un monitor nu pentru mine. Nu ți-am zis, iubire, că-ți dau monitor? Că nu vrei să înțelegi. Schimbă și el ca să nu mai aibă un monitor mic și unul mare. Sau stai, nu, la cat e unul mic și unul mare. Ia. Yeah. Gata. Iubire. Deci, Pepe, tu ce nu înțelegi pentru iubire, mine, tu nu te joci doar tine. Farming. Ție 144 de herți, ți ajung. Eu vreau să iau ceva, pe, am văzut acum că ai și pe 200 și ceva de... Și tu ce e, pana mea, joci? Mă joc și altceva pe lângă ce. Hai, lasă vrăjeala, ți-am spus. Ce monitor vrei? De 24 de inci? Îți iau acum. Ca ăla, dar să fie 244 pentru că l-ai pulit. Și ce cum e cât e ca ăla și ta? Ăla e ăla care de l-ai pulit, e de 24. Ai zice să mai dai bani pe un... De la ba 24. Da, dar nu funcționează pe 144 nu funcționează, pentru că nu funcționează, dar n-ai de ce să mai dai bani pe 24 de inci. Cu asta nu înțelegi. Dar nu te interesează pentru de ce vă vreau eu. Cum nu mă interesează pe până acum cu 17 erai mult, acum te-ai schimbat. Frate, eu sunt mulțumită pe mărimea aia de monitor. Nu mă interesează că e stricat ăla acolo. Ce am spus? Ăla care intră acolo și nu mai face 144. Da, că nu mai face 144. Mai nu mai face, că ți-ai băgat piciorul el. A venit jandarmii în Piața Victoriei, păi da. Da, l-o bindeac dumită, salut. Dar el e șmecher, fii atent că îl fac. Ferească Dumnezeu, ia-l ăsta și-l dau. Te-ai luat monitorul anul trecut, ai dat-o căruță de bambel și acum vrei să-l schimbă băiatul. Dar nu-l schimbă, ți-l dau ție. Dar nu-l vreau pe ăsta. De ce nu-l vreau? Vreau pe al meu nou personal. Și ăsta ce nu-i al tău nou personal? Nu, că tot ce nu mai vrei tu îmi dai mie. Ce vreau pe ăsta de 27? Am și eu de la. Da? Îți mai dau unul de 27. Mai îl scoci pe ăla din șed, îți dau 3. Ia asta zic, că mai e unul în șed. Dar nu înțelegi că am găsit un monitor ieftin. Nu înțelegi că nu mă interesează, ieftin pentru mine. Nu, adică, ieftin pentru mine. Nu, pentru mine nu există. E de la, e de la MSI. Ai. Mă costă de cu 674. Hai că-ți dau 670. Ce cât te dai 3400 pe ăla pe care l-ai avut ușa? Care 3400, mă, că mă interesează? Ai, nu mai găsești placă, nu mai fabrică, ci treacă cum ți-ai deci. Iau altul tot de-asta, la fel și mai iau nu mai cum să iei altul tot la fel. De Olim Valentin Sedene, salut, salut! Pe băieți, ia hai să facem altceva. La se poate face. Ia votați voi acolo, dacă să-și ia cu Cornel monitor sau Cati. Ia votați voi. Nu, ce trebuie să votăm dacă să-și ia monitor sau Cati? Nebun la cap că majoritatea de aici e cu ea. O combinație de astea faci, pe da. La Veronica în primire. Pe dacă fac așa un de la un sondaj, cine să-și ia monitor? Normal da? Că eu, că tu ți-ai luat. Auzi. Bă, băiatule, eu anul trecut te-am lăsat să iei 6 de 5.000 de lire. Care e șmecherul ăla? Monitor! Luluș mecheru! Nașule, Luluș mecheru! Luluș mecheru!
monitorul... Mai închiriază-ți o de-asta. O remorcă și hai să cărăm iar baia de acolo, după terenul celălalt. Haideți ca să vă povestesc ca să mă înțelegeți. Anul trecut, o făcut, m-au chemat și au zis, ia uite, bebe, monitorul ăsta, mamă... Bă, să mă rădea, dar ascultă, stai puțin. Nu. Ascultă, s-a lipit de microfonul meu, ascultați-mă ce vă spun. Dați telefonul la distanță, că rămâneți fără... O zis, ia uite, bebe, vino să-ți arăt, uite ce monitor frumos, dar el, fii atent, șpecherul, fac o paranteză. Nu mi-o zis că l-o stricat pe altul și nu-i mai merge cablul ăla ca să meargă pe 144. Nu mă, n-am știut că l-am stricat, serios. Nu, n-ai știut, tași că ai știut. Nu mă, n-am știut. Nu fii șmecher, nu, mă, și dacă știut. Știi, nu recunoști. Serios, n-am știut. Eu l-am vrut pentru că să-l iau mai mare. Dar nu mi-am dat seama că n-am citit la timpul ăla de monitoare, că dacă cât e mai mare, cu atât pixelul pe nu știu ce pe ăla scade și să pe mama dreacă. Ca să nu zic, stai că mai fac o paranteză, că vrea din ăla curvă, curve, sau cum se numește, tot biroul lui. Mamă, tu dai seama să fie avut un monitor curv. Îl băteam acum cu 800 de lire, cu monitorul băteam. Deci, fii atent și mă cheamă și mă ia cu vrăjeală. Eu te văd pe monitorul ăsta, că face, că trece, că ia uite ce are, ce n-are, ce alea, că mă ajută în toate jocurile, ia uite și ăsta, și ăsta de... de shooting și în ăsta de sule, de pule, de scuzați-mi expresia, da? Și zic, păi nu, dacă e bun, cât costă? Aproape 500 de lire. Oh, ce dracului face ăsta? Altceva, ce mai face de banii ăștia? Păi nu, dar nu știu ce, hai că l-a găsit la reducere și l-a găsit la 300 și ceva de lire. Și am zis, ok, nu, dacă e bun pentru tine, ia-l, ia-l, nu zic nu. Tot te strigă lumea jos, violența în familie. Ia-l, și acum așa au trecut un an de zile și vrea altul. De ce? N-am zis că vreau altul, bă, bine. De ce nu? Ai zis că trebuie un acum. Am zis că acum tu trebuia să-i dai un răspuns, Corneli. De ce nu? Când de, dacă tot investești în ceva, de ce nu m-a scurs pe mine? Investești în mine, că și eu vreau monitor nou, sper să te atingi tu de el. E simplu. Bine, dacă schimb monitorul ăla, dă-mi-l mie, că eu îl fac, îi fac DisplayPort-ul ăla. Personal. Am tot ce am nevoie ca să-l fac. Ce monitor ăsta? BenQ? BenQ? Da, asta care se plânge, asta locatii care e distrus DisplayPort. Ce dracu, mai mult drumul până în țară să ți-l aduc grec. Păi când vii, mă, nu acum, ce? Și când vin, ce fac? Îl iau un bagaj? E monitor, vărul, băi, alo, că ne înțelegem, e un BenQ. E cu picior de ăla de poți să-l sucești, îl pui, care îl pune aia în wake de să joacă de la eSports, de la mama dracu. Mamă, dar ce am... Unde îl iau? Și cum dracul ai distrus pe ăla? Până la urmă te și bate, nu e vorba despre asta, Vlad. Dacă ți arăt și te duc într-o zi și îți fac o filmare la noi în chat, o să vezi acolo, ferească Dumnezeu, câți bani stau în cutie. Nimie, dar să le folosească, asta mă deranjează. Are monitoare pe acolo, căștile care și le-au luat anul trecut de la Logitech alea wireless, le-au purtat câteva live-uri și le-au pus în șer. Noroc că i le-am dus până așa, când am pus un concediu și le-am dat cadou. A dat 100 și 100 de lire pe ele. Nu e vorba de bani, e vorba că le nu le mai folosești de puii mei. Are trachii râu, dar au dat o grămadă de bani pe el. Am văzut că nu te-a luat cu trachirul ăla. Când a ieșit și îl ține în cutie. Are încă un monitor care îl ține în cutie. Are încă nu știu câte chestii pe acolo care le ține în cutie. A vrut acum două luni de zile să schimbe camera. A, păi eu vreau de aia de la Elgato, Facecam, nu știu. A, mi-a venit o idee cu camera, da? O să o iau, să o bag... Da? Și-o luat camera de la Elgato. O să-mi pun o camera cealaltă de la Logitech, o să o pun să bată așa, ce-ți voi. Mai punem o cameră care să bată, dar nu că n-am cum să-i fac din scrie. Adică mie nu mi-e dat să-i știu. Să bagi sub birou. Mamă, nu, că dacă o bag sub birou, eu mai stau cu mâna pe vlăduțul, mai ale. Ia mâna de aici. E tocmai e când... Când mai vine câte unul de ăla care e nepoftit de ăla, îi schimb camera repede. Deci să ne aduc aminte, care ziceați că Veronica joacă bine rolul? Nu, e normală. Exact. Nu joacă, e cea mai simplu rol pe care poate să-l aibă. Auzi, e realitatea. Bine, hai să nu uităm, am făcut
așa se adoptea. Da. Ideea este că, ce spun eu greșit aici? Dar bine, am zis eu că zici tu ceva greșit. Că zici tu ceva greșit. N-ai albit? Oh, de ce credeți că mă tund așa scurt în părți? Ca să nu-ți intre părul în ureche, asta era aici. Asta zic și eu, vezi? Totdeauna femeile câștigă, e normal. Salut! Important e că avem ultimul cuvânt, așa e, dragă mea. Așa e, dragă mea. Nu e vorba de asta, tăticule. Da. Păi, eu v-am spus că eu l-am susținut pe Cornel dintotdeauna și live-urile și ce și-a luat perifericele astea și au cheltuit o grămadă de bani, dar eu am fost de acord, adică niciodată nu i-am zis nu, da. Îți dai seama că o să vină vremea când o să se mărite fimea și o să-mi mut birou în camera ei? N-ai să vezi chilos, da, bă, proastă, să vezi ce cameră îmi fac. Nu îți faci nicio formă, cameră. Te muți aici, în asta mică. Du-te-mă și pușcă. Și eu mă mut în camera aia mare. Aia rămâne cameră de oaspeți. Îmi fac de la de podcast. Mai invit cu mine la podcast. Vrei să faci un podcast? Mamă, deci să mor eu dacă toate alea lucrurile. Hai de capul meu. Vrei să vedeți un podcast cu Veronica? Toate alea vă povestesc. Voi puneți acolo întrebări, că eu zic la tot. Nu puneți întrebări, că... Vă zic și ce-o mâncat și ce-o căcat și toate alea vă zic. Am... Cuit. Vezi că ne intră trăitări în urechi? Nu știu. Dacă le îngrămădești, ți intră. Ăla, dacă vrei, îl înalți până la maxim. Băi, uite, fac eu o chestie din asta. Vin la mine la podcast, dar eu fac întrebările. Aaaa, e venit. La Denise Rifai, 40 da, de întrebări roșii. Da, 40 de întrebări. Dar nu ți le fac pe tatuă. Ai venit prima întrebare. Cu câte femei ai avut după mine? Auzi, bătul ăia, bă. Gata, m-am hătărât, o să fac niște podcast. Vă iau pe gând la rând. Aaaa, mamă, cum sună asta. Trebuie să răspunde sincer. Acceptăm și întrebări din public? Și întrebări din public? Eu cred că în ziua când vrei să mă inviți, cred că sunt la muncă. Sigur nu pot să fie. Lasă că eu cred că stau cu Bia, cred că sunt de dac. Cornel trebuie să aibă întâietate. Cât de mai înșelat. A, nu, asta e, nu. Mă, ca să înțelegeți și voi, nu. Nu. A, vezi, uite, de-aia trebuie să fac un podcast ca să vă explic și cum fac asta. Vezi, mă, tată. Cea mai proastă întrebare. Astea moderne. Crezi pe cel să mai... lucrezi lui Spar, nu neapărat pe un TV. Sau pe cine știe ce. Cea mai proastă întrebare pusă unui... unei persoane. Cu cât e mai înșelat sau cu cât? Nu mai bine să nu știi? Nu trăiești mai liniștit? O să facă faza. În neștiință. Câți bărbați ai avut înaintea mea? Doar tu, iubitule. Nu știi de reclama aia după TikTok? Câți bărbați ai avut înaintea mea? După mine. Doar tu, iubitule. Nu, întreb... Ca pe aia ai văzut-o? Am văzut-o astăzi, Cornele, cu... Bate, tu la ce te uiți prima dată la femei? La care, zici el, apoi eu mă uit să văd dacă nu-i bărbat. Auzi, tu îmi încerc să mă plictisești. Scoate o corona, dacă se ridică vechi, scoate o corona din frigider.
primit reclamații de la Manta că nu dat pe scandal. Asta. A, credeam că nu mai am primit reclamații de asta. Florin? Marta? Da. Nu știu. Prieten, ca omul. Salut, Eugen Grie. Ce să vă mătic, uite, strângem și noi toate ierburile pe care le avem pe aici, să le băgăm la nutriță în silozat. Yo, i s-a vrut nici acum n-are ținut numele lui Ana. Becky, bă, nu Betty. Cheamă Becky. Cu capa. Culcat? Vezi, până și asta s-a făcut. Aută-l pe la mă, ce? Aută ce mi-a făcut la UTB, bă, băi! Dă-te dracu jos după UTB-ul ăla, bă, că nu-i pentru tine, bă. Ia uite, bă, ce l-a bușit, bă, băiatule, bă. I-a sărit farul? Ia uitați-vă cum l-a făcut mâncația asta. Ia uitați, unde vrei să... Pe unde vrei, mă, să trebuie să sări? Uitați-vă cu cine mă joc, bă, băiatule, bă. Vai de capul meu. Hai de capul, te-am lăsat să fiu iubit și spor la treabă, numai bine, meștere de bă. Mă uitam după Savu să văd ce a scris. Savu, tu și Becky sunteți cu poponețele sparte, adevărat. Care să zică că a încercat să locolească, nu? Niciodată. Nu, n-am încercat, că m-am uitat ce vrei. Hai, bun, că moare ăsta aici. E cu bota, nu e UTV, ești nemul la cap. E cu bota, o tatiu. Mai e, doct? Nu. Ceva pe acolo? Nu. Și care trei terenuri? Mai avem un teren, nu? Lasă-l pe doctor, nu mai e ălaltul, de lângă 11, de acolo. Și pe ăla? Nu v-ați oprit la mine atunci? Las de-aia cornele, numai bine, ticule de loc. Maa... Păi și-i făcută iarba aia? E făcută, e cosită, e tot. Trebuie doar strâns. Da, că mă sună nevastă mea, ne auzim mai târziu. Te sună? Aaaa, mica mea, doamne. Hai da, bă. Hai da, bă. De ce ați făcut vârful ăla de munte acolo? Că eu vreau să știu cum îl tasați pe. Cândirul. Exact. Trebuie mai că eu să mă duc să fac lucrul ăsta ca să putem să băgăm aici. Salut, Andrei! Îngrămădești iarba, țica pe toate? Hai! Deja arată că dracu mai vine aici o remorcă. Formă n-ai cum să-l tasezi pentru că îmi va ieși de aici, din silos. Dar aici, pe sus, pe muntele ăsta care l-a urcat așa, nu e bine. Hai și aici, în spate, să zici să mai meargă o remorcă. Sau să luăm cu cupa de aici. Arest, nu, e treaba așa. Gata, mă. Ia uite și pe-al meu.
cum a lăsat aici acest minunat tractor cu remorc. Ai ceva de comentat? Nu, n-aș vrea, cum se poate așa? Așa mă gândeam și. Spiritual, vrei o lamuie? Soră cu portocala sau soră cu moartea? Care o vrei? Soră cu portocala. Da? Portocale nu mai avem. Morți mai avem, da. Portocale nu mai. S-au terminat. S-au dat ca pâinea caldă. Gata, acum punem în silozul celălalt. Cealalt. Toam. Care e cealaltă parte? O, 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 o. Să te ducăm pe aici să vedem unde ajunge. Cealaltă parte? N-ai umplut niciodată un siloz până la refuz, Cornel? Mm-hmm. Să vezi cât din alt se duce? Și s-a așează singur, îți zice la un moment dat că... Da, mă, dar se vede urât. Se vede urât. Că tu n-ai cum să-l tasezi pe ăla să stea drept așa, alea cu câte... Tine hată, bă! N-ai cum mă uitam în dreapta, că pe drumul celălalt era toată treaba, dar... Ne-am băgat noi aiurea. Mă rog că l-am văzut aici, că altfel îl pierdeam. Ne-a dat ieftin porcii cu 19 lei pe kilograme, 20-25, dar trebuia să scoată și bijnița, trebuia să-mi scot și eu. N-aveam cum să-l aduc pe ăsta tocmai de la mine, cunoștință, de la mama dreacu, să-i dau cu 20-25. Nu e la ultima mână. Da. De la mâna mea ajunge la mâna lui Titi, de la mâna lui Titi cine știe ce combinație mai are el cu alt bijnițar și alea, de unde zice că îi aduce, că e de ea de microfermă, de rasa măsii, de rasa nu știu de care. Ajunge și îl dai și cu 40 de lei pe kilogram. Așa a intrat sentata o febră de aia, că i-a zis nu știu care, că pe nu știu ce porci de aia mici și negri, că-s bun pentru colesterol și că mi-ar fi crescut colesterol. Mă, stai mă la un loc, mă, cu ăla, mă, că n-avem ce mânca, bă, băule, mă, poate să luăm vreo 10 să-i tăiem pe toți. Aia vietnamez? Aia vietnamez, da. Nu că luăm un dăla și că ne ajunge, că se duce până la nu știu câte kilome, stai mă la un loc, mă, și ia por normal, că eu cu vietnamezii nu mă înțeleg așa foarte bine. Nu prea mi-au plăcut, din filmele cu Jackie Chan nu mi-au plăcut. În filmele cu Rambo. Pușca Rambo pe vietnamezi. Să nu ai, să nu tragă țeapă să-ți dea un cățel în loc de porc de la vietnamez. Nu, să bișon de la maltez. Să-ți cunoaște, bă, băiat. Pus bișon. Nu, că să știi că și ăștia vietnamez se duc până la... Se pare că 60, 70, 80, depinde de... Îl drag cu de bișon. Ce? Mangalița e fără colesterol. Bă, să știi că am mâncat o singură dată mangalița de la cineva care tot așa l-a avut, eu am zis că nu e adevărat. Nu știu dacă se numește mangalița, dar era unul, era creț, avea părul creț pe el așa. Și părul mare pe el. Și avea o culoare roșiatică, așa, roșiatică, nu știu cum să zic. Nu știu dacă ăla era mangalița, bă, dar foarte bun la gust, bă, băiatule, bă. Așa, nu știu ce rasă dracu era și ăla, dar foarte, foarte bun la gust. Nu știu cum sunt aia mangalița, dar ți-am zis ăsta era roșiatic și cu părul mai creț, așa, mai era oricum părul mai mare, nu semăna porc.
Decât îl luai după față așa aici, ce ai făcut? Partidul te vrea tuns. Ăla e Mangalița, nu? Da, sunt foarte bun. Am avut... am fost la cineva, dar am tăiat un dălaș. Am mâncat spune așa, sunt ok. Am un gust pronunțător așa și șoriciu și toate alea. Titi și Păgărul și-a scos profit maxim doar din șoriciul de la cei 4 porci. Îți dai seama că dacă i-a luat și i-a jucuit pe cei 4 porci și-a dat cu 1,5 milioane kilogramul de șorici că s-a scos, nu? Cornele? La cât suntem noi în august? Mergem să facem un proțap? Îl faci tu, mă? Nu, nu mă pricep. Eu te întreb, îl faci tu? Dacă îl faci tu, îl facem, nu e niciun fel de problemă. Nu mă pricep. Atunci, pula mea, nu mai facem proțap, că eu nu vin acolo să stau să-mi fac tot concediu, să stau numai pe lângă ceaoane și pe aia, că fac un ceaon, fac un grătar, pula mea, dar mai mă ajutați și voi, că nu stau acolo să mă fac păi bucătar, eu te ajut. Că nu sunt șef bucătar, îmi bag pula. Eu te ajut, cine să nu faceți? Dacă alea faceți, să vă las să faci. Salată, biof și sarmale facem, nu? A, chiar vrei sarmale? Că zicea așa că să fac o oară de sarmale. Faceți, mă, dacă vrei să faceți, faceți. Dacă vrei să mergem pe diversificări, pe astea, facem. Nu sunt de problemă, dar e că n-are niciun rost. Bine. Nu știu ce. Marele alb, marele alb, rămâne marele alb. A fost singurul porc pe care l-am crescut în curte, marele alb. Am avut un porc la un moment dat, nu mai avea loc cât de lung era în coteață. Când l-am scos afară, nu se mai termina să mai alea. Și țin minte că atunci, fiind porcul de la noi din curte, de la mine din curte, eu nu tăiam, nici eu niște atât. Ce? L-a prins de alea, l-a luat două ureche, l-a legat de picior. Și așteptam să iasă tot din coteață, să, no, de ținut țineam de el, dar nu tăiam, că parcă tăiam cu mila așa la noi. Păi băiete, bă, mâncația asta, nu o să mai termina ieșind din coteață, mânca și așa de vânt jos și așa de alea și cred că avea vreo 170-180 cam acolo sau vreo. Dar lung, bă, foarte lung, lung. Ziceai că e de la cârnat. Am avut unul care s-a dus cel mai mult, când ne-am chinuit atunci să-l cântărim cu scară și cu alea. Aproape de 400 și ceva de kilogram. Ala a fost monstru la lui. Savu este cu vocea sub. Suflător, întreținere atmosferă, da. Se ține foc, nu-l băgăm la suflat. Să vezi, o să mă râd eu. Că și pe coclea la ce-l băgăm? La pedalat. Facem forjă. Coclea îl pedalează pe Savu ca să sufle mai bine. E, de ce n-a zis mă că ați terminat? Pe ce nu mai am nimic? Am terminat. Bravo, am venit până aici, am de fraier. Vezi? Hai de capul meu. Bine că a zis acum ca să nu mai vin eu de fapt. A, bine, eu, că aia zic și eu. Pe da. A, terminat, mă, nu vin o dracu aici. Aia de cap tremur, dracu. Da. Închiriate. Oala de lângă nu l-ai tăiat, nu-i așa? Care de lume? Terenul. Nu e de 13 de. Ai intrat pe bulgari? Ce bine că nu-i tăiat. Nu e al nostru. Dacă facem ceva bani, luăm și polo. A, nu, că n-avem destui bani, avem de cumpărat semințe, avem de cumpărat o lumea. Sunt un prieten la becerie, eu acum aduc Florin, dacă vrei. Imediat îl dăm jos. Pune-l pe Florin Coclea să spune la BRD. Eu sunt direct... A sărit două duble de semințe până...
Seara frumoasă și noapte bună de la Ion Iacob. Nu mai bine Ion Iacob, te cum tăi. Dar de mistreț ai mâncat, dar nu mi-e da, am mâncat. Am mâncat, dar nu se compară carnea de mistreț cu carnea de porc. Nici n-are nicio treabă unul cu altul. V-am zis că eu am făcut cea mai mare greșeală pe care puteam să o fac cu tată, Dumnezeu să-l iert. La noi la țară, fiind ultima casă până în pădure, fiind mistres pe acolo că i-a rămat foaia, cum zice, grădina lui aia bătrână de ascuns toți cartofii și toate alea, a zis, hai să facem o groapă. Am făcut o groapă în vei, așa. Adică de vreun... Cred că să fie avut la vreun metru 40, metru 50, așa în vei. Am pus niște crăci pe deasupra, pe toate alea, l-am prins. Acuma, după ce l-am prins, după ce când ne-am chinuit să-l omorâm, l-a omorât ăsta bătrânul, a pus cuțitul, a desfăcut preselele, că avea de la care era pe bază de imbus, l-a prins pe un de-asta, cum zice, o coadă de-aia de la o furcă frumos, de-aia legată cu sârmă, cu patentul, cu toate alea, și așa, așa l-am tăiat acolo în groapă, că n-aveam cum să-l scoatem de acolo. Ne-a pus pe noi dracu, am zis, bă, hai să încercăm să punem, să facem carnea ce o oprim și nu știu ce, să facem cum facem pe ăla, tradițional, să-l băgăm la fum. L-am băgat la fum în cava stilul vostru. S-a făcut, ziceai că e cauciuc de la de mașină, Michelin, Continental, toate alea, nu? Am stricat o grămadă de carne, mai bine dădeam dracu pe la vecin, pe acolo, pe la alea. Și atunci ne-a și ars ăștia. Ne-a dat în gât niște fraieri vecini după acolo. Ia zi, ai terminat cu remorca, doctore, poți să le dau? Doctore? Da, mă, poți să le dai. Mă, o mai zis de două ori, o auzit el. O mai zis de 13 ori, nu? Mamă, s-a urcat cu TB-ul să taseze, măi, de mult la cap. A cât de ușor era, doctore? Doctore, ai UTB-ul? Dacă ai UTB-ul, ia aia de fertilizat, fertilizează terenurile astea de iarbă. Aha, te-ai vândut mult? Da, cum? E obosit UTB, uite, lasă aici, n-am umbr. E obosit UTB. Ia... Dar fugulia ai mâncat alea cele mai bune, bă, dacă știi să, dacă știi să le faci să le gătești, alea cele mai bune. Pe John Deere că ăla e odihnit. Pe ce-ți fac cu el? Să tastezi aici? Tastezi acolo. Dacă n-ai vrut la... la fertilizat... tastezi acolo. Cantri, bă! Când termini acolo, doctorii, vezi că ai vreo două vaci care strâng pe aici. O scăvor copii. Lasă că le duci la montă. Mamă, și în ăsta este var. Arde mic. Punem lângă ăsta. Boară până jos, băi. Așa nu-l mai întins. Nici până mâine. Dar tu vrea să întind partea aia de acolo. Mai întinde partea asta. Dar câte la sub? 41. Ah. 100% întindem până mâine aici. Hai. Așa. Ai vrut să zici ceva? Nu. Nu, doctor. Nu, ce să zic. Ce faceți voi acum, mi-aduce aminte de un banc, da? Tot ziceai de unguri. Fertilizator. Acum ne costă și pe noi un de ăsta, mă, de nivelator.
atunci îl găseam un eliberator. Cum era ăla unde la compostare. Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic, compactarea nutrețului. Banc 7500-8000, lățime de 3 metri, 4, așa, 10.000 sau ăsta de 1,8 metri care o bază de motor. Compactat mai rapid. Ce zici? Priză de putere sau hidraulic? Priză de putere asta așa frumos, 12.800. Îl cumpărăm? Hai să vedem cum e. Nu, 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 cumpăr. Hai mă, să vedem cum e. A, noi avem aici, oricum, facem nutreț în scuza, decât să stau cu 70 de tractoare. Acolo pe el așa urci cu un tractor, taca, 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 poate îl compactează la mai repede cu priză de putere, îl bat. Îi dă la joale. Nu le-am folosit pe alea niciodată, mi s-a părut așa de... Mai ales în 19, m-am chinuit cu un de la... Am luat un nivelator de la, că am văzut eu într-un videoclip, că îl pui în față la tractor, du în spate la tractor și îl pui. Mamă, când am luat tot ăla și l-am aruncat în sus, am făcut un cucui acolo în siloză, am zis că nu e adevărat. Că mergea funar de la Cluj cu mașina și a dat peste ceva și îl întreabă pe șofer că ce-a fost. El i-a răspuns că e un ungur, atunci funar i-a zis să dea înainte și înapoi. Păi, n-am nimic, să nu ne înțelegem greșit, că aș avea ceva cu mine. N-am absolut nimic cu ei. Dar ăsta de astăzi, tot la fel. Atâția ani de zile coleg cu el, nu mă așteptam să fie atât de dobitoc și de prost în pula mea, adică ia destul de bine și el s-a dus acolo. Și eu sunt ungur. Dar e vorba de asta, că nu am nimic, absolut nimic. Ungui sau cine știe ce, bă, dar dacă eu vorbesc de față cu tine, nu mă feresc de tine, nu i-am zis lui nevastă mea, băi, mergem și cerem voie la pauză, mai nu știu ce mai târziu. I-am zis, bă, mă duc să zic, ia du-te și întreabă pe team leader, dacă tot ești tu la pauză la 11 și un sfert, poate poate să-mi dea și mie drumul la pauză la 11, gen să ne întâlnim la masă, că nu, știi cum, eu mai pleci de acasă când îți pui la muncă, în caserole, în alea, nu poți să mai stai dreacu după atâția ani de zile să fac tot sandwich. Am plictisit de sandwich și eu unul cu mezelurile așa nu prea sunt să mănânc salam sau cine știe ce mama drag de asta. Am venit pe fructe de coteți, cu carne de la garniță cât se poate acolo, afumături alea, mâncare gătită, bă, mamă, știi cum bag, mă fac cât munte. Și ne-a auzit și am văzut că a plecat. Eu am zis că s-a dus la toaletă, la baie. M-am dus încă și la el la bench, i-am făcut totele, i-am făcut tot eu băiat bun, știi? Am zis, bă, lasă. O fi dat căcarea peste el, zic, o fi mâncat cine știe ce să alea. No, el fără femeie pe aici, ai cu una după un Budapesta, dracu, și aia îl face de toți băneții și de toate alea. Zic, bă, lasă-l, mă, frate. Și când el s-a dus la team leader, să-i spune să dea drumul lui la pauză la 11, că era ieșit la ora 10. Salut, patrule, salut, Emilian Cojuianu, s-a dat tipul. Nu așa. Așa că e nașpa situația asta. Pe asta ți l-am lăsat la 88. Vă scăpa doctorul de muncă. Ia vezi că i-am dat drumul, să întâmplește ceva? No, 90. Nu se întâmplește nimic. 92 93 94 95. Mai repede, 96 97, 98, 99, 100%. Hai mă, că parcă îl face repede. Unde este papu? Da? Nu avem papuc aici, nu avem decât pe rol.
Mamă. Fac o parcelă azi? Da. Hai să vedem cu ăsta. Trebuie să zic din partea cealaltă. Lăsăm așa, mai ales că nu mai aveam atâta el. Eu mai era o groapă acolo și... Fițeară, groapă, vrei cum să fie, că dacă nu-ți place să faci aici niște munți, să spui că nu-i adevărat. Așa, așa, dă-ți demisia. Nu convin, dă-ți demisia. Auzi, bă, cu tăier. Că nici n-atinge căcatul acela, mă, pe aici. Bă, nu-i bun de aia. Nu. Dar pe care l-ai acoperit? Păi ăla care l-a umplut mai mult? Da. Ei, hey, dincolo n-am mai făcut mutii eu. Dar cine a făcut mutii? Că n-am adus nicio de asta aici. L-am adus la remorcă. Și ce munte eu mai ești acolo? Asta, dacă te uiți pe live, îl vezi aici. Câte la sută, băi? 49. 29. Vezi, oamenii și femeile astea? Mofturoase, așa. Nu ai 10 bombă, face repede cu ăla. Cred că eu că ar trebui să facă repede, că am dat 12.000. 70. Du. Și ciu-ciu. E timpul, trece timpul, că dacă tu ai timpul pe zero, unde vrei cum să-ți facă ouă dacă nu sunt rănite? La sănătate nu stau bine, dă timpul înainte. 50 de cocoși, bă, pe de-aia nu ouă. Din cauza la cocoși. Atunci. Ăla acoperi și pe ăsta? Aduce o banii. Da, acoperi. Aduce o banii să-i mulgă de ouă. Mai aduce, mai aducem iar. E prea mult cocoș, bă. Zi, mă, ăla acoperi sau mai aduce iarba? Nu mai avem de unde să. L-ai făcut 100%? Ce zice ăsta, mă? Redragi pe el? Dar e faină, băi, zi-mi era lucrul ăsta, te văd. Prima oară n-a vrut, mă, avea dragi pe el. Ok. Titi pe unde? Mamă, Titi dă pe aici cu fertilizator. Cu fertilizator, cu toate alea, mai am aici
Băi, un sac de, de var pe teren, 4. Da, nu, nu l-am găsit. M-am uitat eu după el. Dar mașina aia mică ai luat-o? Am luat-o, e aici. Sunt saci, dacă observi, sunt saci lăsați aici. Hai să ne uităm pe terenul 4. Pe tot. Aici ar trebui să... Dar nu e. Că stau pe el. Unde e mă sacul de var? Nu știu că l-am căutat cu mașina, cu autoload-ul. Și nu merge, a? V-ai zis să craftați o lopată. Prin gropat. O să-i dai o resetare la sac? Nu înțeleg de ce apare, resetează ea. Vehiculul nu a putut fi readus, nu există spațiu disponibil în apropiere de magazin. What? În fine. Doctore. Da. Ia-l pe Titi, hai sus aici la, la terasă sau jos aici, stăm și noi frumos la, la măsuță, dar hai sus aici să ne băgăm la terasă frumos. Out. Ba, la, tractor, la, la, la cucenec. Ia un cur, iubirea mea. Ia, ia un cur, da. Bun, băieți, ce să vă zic. Mulțumesc foarte, foarte mult că ați fost alături de noi și în această minunată seară. Vă pupăm toate cele bune și cum vă spune patrulea de fiecare dată, fiți cu minte, nu primiți că asta contează cel mai mult. Ne auzim, ne auzim mâine la un nou, la un nou live. Aș mai fi stat, dar oricum vreau să mă bag și mai devreme la... la pătol. Ceau băieți, vă pup încă o dată, să rămână mult acolo, să vedem cum stăm și noi cu lichenele, avem 149 de lichene, 150 de lichene chiar, e unul care așteaptă să-l dea ultimul, să zic, iau te-o, noroc că ți l-am dat ca alea. Ce să vă zic, să rămână mult pentru toate like-urile, vă pup, aveți grijă de voi și toate cele bune. Baftă, ne auzim mâine. Seara bună!